Slăvit și binecuvântat să fie Tatăl din ceruri, Domnul nostru Iisus Hristos și Mare Puterea Dumnezeu. Amin. Dragii mei, frați, surori, prieteni, părinți, candidați pentru Împărăția Cerului, zic din toată inima, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Vă aducem saluturile sfinte a bisericii noastre din Nehemia, capitolul 4, versetul 20, la sunetul trâmbiței, să vă strângeți spre noi, spre locul unde veți auzi, Dumnezeu nostru va lupta pentru noi. Lăudați să fie Domnul. De asemenea, conducerea bisericii m-a însărcinat cu acesta să vă aduc salutări sfinte și din partea lor. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe ei acolo și cu noi aici. Credem din toată inima că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu izbăvirii și aș vrea să mă alăturez fraților care au vorbit până aici, cuvântul lui Dumnezeu, și aș dori să primim un cuvânt de învățătură dimineața aceasta și mă voi duce pe două subiecte, dacă vreți. Pe două puncte, mai bine spus. Aș vrea să mă duc pe un punct în partea slujirii pentru cei ce s-au citit de învățătura apostolilor și cu asta vom continua și de seară. Dar, în primul rând, aș vrea să vorbesc despre sărbătoarea, tot despre această sărbătoare, legată despre cei care s-au hotărât să facă legământul cu Domnul Iisus Hristos. Apoi, vreau să spun ceea ce spunea Apostolul Pavel, să rămână descoperirile Duhului Sfânt, la ceea ce a vorbit Dumnezeu până aici și ce vrea să ne vorbească Dumnezeu în continuare. Mi-aduc aminte, pe data de 22 martie, am fost aici în mijlocul vostru și când Duhul Sfânt s-a coborât aici în mijlocul dumneavoastră, în fața dumneavoastră, și a spus din momentul de față, eu, Domnul, am așezat aici temelia. Și ca dovadă că Dumnezeu și-a așezat temelia, astăzi ne bucurăm de Golgota. Amin. Pentru că în Golgota este răscumpărare. Și ne bucurăm de cei 11 răscumpărați prin Iisus Hristos. Lăudați să fie Dumnezeu. În secolul 21-22 martie, Iisus a avut în vedere această lucrare frumoasă de aici, în care să vă bucurați, să ne bucurăm împreună și se vor bucura cei care vor veni și vor trece pe aici. Și de ce? Pentru că e prezent Dumnezeu. Apoi, ne bucurăm tot în secolul 21, astăzi 28 iunie, în care cerul se bucură, noi ne bucurăm de slava și îndurarea lui Dumnezeu, că Domnul încă mai mântuiește suflete pentru împărăția sa. Lăudat să fie Dumnezeu. Și credem din toată inima că Domnul va lucra în continuare. Dar, spunea Domnul Sfânt că mai sunt suflete aici pe care trebuie să-L primească pe Dumnezeu. Și cred din toată inima că Dumnezeu are vedere să lucreze fie dimineața aceasta, în urma mesajului pe care îl voi aduce, dacă ești aici în adunare, aș dori să cercetez în tot ceea ce voi vorbi din Cuvântul lui Dumnezeu și să vezi că Domnul Iisus Hristos are vedere și viața ta. Aleluia. Și poate să fie chiar, dacă nu vei avea hainele albe pregătite, o să vorbim câteva lucruri, respectiv despre îmbrăcămintea aceasta albă, ce reprezintă, de fapt, pentru noi. Dar mai mult decât haina aceasta, să știți că acestea se învechesc. Hainele acestea se învechesc, care ei sunt îmbrăcați astăzi, în haine albe, și hainele acestea, într-o zile, vor arunca. Biblia vorbește despre haina sufletului să fie albă. Amen. Și haina aceasta a sufletului a noastră trebuie să fie albă. Și dacă este cineva în dimineața aceasta care vrea să-L primească pe Dumnezeu și nu va avea haina aceasta îmbrăcată cum zii sunt în albă, dar dacă Duhul Sfânt și dacă Dumnezeu are vedere să-i curățească interiorul și să pregătească o haină albă pentru cineva, nu ezita. Îmbracă-L dimineața aceasta în numele Lui Iisus Hristos. Slăviți să fie Dumnezeu! Dragii mei, s-a citit textul acesta atât de frumos, atât de scump. În urma plecării Domnului Iisus Hristos de pe pământ, după făgăduința pe care a lăsat-o să nu vă depărtați de templu, în urma bucuriei acestea pe care Dumnezeu a revărsat în Duhul Sfânt peste ei, peste cei la 120 care erau adunați împreună cu ei, Dumnezeu a făcut această sărbătoare ca să fie în felul acesta, în care să-L trimită pe Petru în fața norodului, și am stat și m-am gândit cum
multe ori au apărut așa dintr-o dată 3.000 de oameni. Ceva s-a întâmplat acolo, pentru că întotdeauna oamenii vin și trag și nădejde și vin să vadă când se întâmplă ceva acolo. Și dimineața aceasta, faptul că ai venit în locul acesta, tu ai venit pentru că ai știut că se întâmplă ceva aici. Și în locul acesta e prezent Dumnezeu. Și El are vedere să lucreze în viața noastră și în inimile noastre. Lăudat să fie Dumnezeu. Însă Apostolul Petru spune cuvântul lui Dumnezeu în momentul când s-a strâns norodul acolo, acum așteptau poate unii să fugă. Pentru că știau de lucrul acesta, pentru că vor fi prigoniți după înălțarea lui Iisus Hristos. Dar Petru nu este de data aceasta ca altă dată când spune cuvântul lui Dumnezeu. Când a spus Domnul Iisus, a spus, Doamne, eu sunt pregătit să mă duc cu Tine și la moarte. Și de aici a ridicat mâna și a spus, Doamne, vrem să Te slujim până la moarte. Și într-o zi Te-ai repădat. Prin vorbirea Ta, prin lucrurile Tale, prin faptele Tale, Te-ai repădat Iisus Hristos și stai și spui întrebarea, Doamne, mai există o șansă pentru mine? Mai există o șansă. Aleluia. Pentru că Iisus are milă de noi. Aleluia. Și în dimineața aceasta vrea să ne spună încă o dată că El vrea să ne mai dea o șansă a nădejdii, slăvit să fie Dumnezeu. Acum spune Apostolul Petru la împrejurarea aceasta pe când Domnul Iisus era luat prin surprinderea aceasta și au venit și l-au luat cu ce merge și au venit așa să ne iubi de ascunsul noaptea. Dintr-o dată se întâmplă această situație, dragii mei, că toți ucenicii îl părăsesc, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar Petru, de undeva de departe, stă și urmărește pe Domnul ce se va întâmpla cu el. Poate ești aici în adunare și urmărești acum de departe, de la distanță, să vezi ce se întâmplă astăzi aici, în locul acesta. Și Petru privea de la distanță, de departe, privea situația ce se întâmpla cu Mântuitorul, cu Domnul nostru Iisus Hristos și spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul acesta, când el privea de departe, s-a apropiat de foc. Și în momentul când te apropii de foc, se face o rază de lumină. Și în momentul când intri în adunarea Sfinților, coboară lumina lui Dumnezeu. Și în momentul când coboară lumina lui Dumnezeu, te arată cine ce ești. Și zici și spune cuvântul lui Dumnezeu, că slujnic îi spune că și cuvintele tale te dau de gol. Pe noi ne dă de gol și vorbirea noastră, ceea ce suntem, dragii mei. Și în momentul acela îi spune, și tu ai fost cu Iisus. Și vine repătarea aceasta în care spune, nu-L cunosc, nu știu cine este. Dragii mei, astăzi vă mărturisim în apa botezului fața martorilor văzuți, biserica și în fața martorilor nevăzuți îngerii lui Dumnezeu. Astăzi îngerii, serafimii și herofimii sunt prezenți la sărbători. Astăzi cerul cântă, noi cântăm aici jos pe pământ. Însă vreau să vă spun, într-o zi poate va veni diavolul ca să vă înșele și să vă spune, tu ești pocăit? Tu ești și tu cunoști pe Dumnezeu și atunci să nu-ți fie rușine să-L mărturisești pe Domnul. Și să spui, da, sunt pocăit, m-am întors la Dumnezeu. Lăudat să fie Dumnezeu. Să nu ne fie rușine să-L mărturisim pe Domnul. Am întâlnit multe perioade de aceasta, în ultima perioadă, întâlnesc felul acesta, știe Domnul. Știm și noi. Amin. Că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Amin. Știm și noi cei ce trebuie să fim. Lăudat să fie Dumnezeu. Amin. Și pentru când intră în raza focului, îi se dă pe față ceea cine este. În momentul când intrăm în raza focului Duhului Sfânt, Duhul Sfânt ne descoperă viața noastră. Ne spune lucrurile noastre, ne vorbește Dumnezeu în taină. Și ce bine este că Dumnezeu găsim cu care aceasta să ne vorbească și în pilde. Amin. Să înțelegem numai noi. Că dacă s-ar întâmpla ca Anania și Safira, când o intra și spune cuvântul lui Dumnezeu cu gândurile care le aveau ei acasă, poate jumătate ar fi morți când ar ieși ea, că s-o gândeam apropiat de ușa adunării. Dar ce bine e că Domnul ne vorbește în pildecă. Slăvit să fie Domnul. Amin. Domnul Iisus se locuiește în mijlocul nostru și vorbește în continuare în pilde. Amin. Dar să înțelegem cuvântul tău. Amin? Amin. Slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Să spune cuvântul lui Dumnezeu căci Petru s-a întristat după acesta. După ce a văzut semnul acesta pe care Domnul a spus că va cânta cocoșul, spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a întristat tare și la un moment dat s-a dus și s-a fost foarte supărat.
Însă de data aceasta, spune cuvântul lui Dumnezeu, să schimbă situația. De data aceasta, Petru nu mai este ca altă dată, pentru că Petru a avut parte de cinzăcime. Petru a avut parte de acel avâșăit puternic care s-a coborât peste cei 120. Și Petru era în mijlocul lor. Și de data aceasta Petru se ridică picioare și spune: bărbați israeliți, voi l-ați vândut pe Domnul slavei. Prin faptele tale, prin lucruri de necredință, prin cei ce ești astăzi aici în adunare, prin câte lucruri l-ai vândut pe Domnul Iisus Hristos. Și în momentul acela începe să vorbească de Mântuitorul nostru, de Domnul Iisus Hristos. Și spune cuvântul Domnului, așa de mult îmi place când cuvântul Domnului străpunce. Diaconul Ștefan spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat a început să vorbească Scripturile. Și în momentul când a început să vorbească Scripturile, spune cuvântul lui Dumnezeu, în momentul acela cuvântul îi tăia pe inimă. Ce bine când ne taie cuvântul pe inimă. Că Domnul mișcă atunci, Domnul curățește, Domnul pregătește suflete pentru împărăția lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul! Și cred că Domnul poate mărire lui Dumnezeu. Și Apostolul Petru se ridică în picioare și le spune acest adevăr. Și oamenii rămân străpuși în inimă. În 22 martie eram aici și am predicat despre binecuvântare prima dată, pentru că de câte mi-aduc aminte, parcă erau 6 binecuvântări, 6 familii care au venit la binecuvântare. Și în urmă am continuat predica și mesajul: dacă este cineva care vrea să primească pe Domnul. Și au ieșit dintre aceștia care vedeți aici. Au ieșit aici în față. Și am întrebat atunci: vrei să-L urmezi pe Iisus? Și am spus: da, vrem să-L urmăm pe Iisus. Și am făcut ungerea la toți care erau aici cu tine și am spus: astăzi este o zi a izbăvirii pentru voi. Și mă uit în sală, că mai este cineva din sală care nu e aici cu haina aceasta, dar cred că Dumnezeu poate să schimbe inima. Și Dumnezeu poate să facă minuni dimineața aceasta. Bine? Eu cred că Dumnezeu are putere să schimbe. Lăudat să fie Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii, în momentul când au rămas trăpuși în inima lor, au spus: fraților, ce să facem? Și Apostolul Petru spune: pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. Slăviți să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul! Dragii mei, pocăința începe când Duhul Sfânt începe să ne miște inimile și să-L primim pe Domnul Iisus Hristos în inimile noastre. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Faptele Apostolului, capitolul 17, versetul 30, zice: Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și a poruncit tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Și zice: pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea. Noi nu vrem să fim judecați. Noi vrem atunci când se va face spiritarea către porumbare să fim parte din mireasă, să fim răpiți dacă vrei să faci parte din mireasă. Și când ai îmbrăcat haina aceasta de sărbătoare, ai această oportunitate în care să-L declari pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața ta, slăvit să fie Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul să-L lase a Lui izbăvire și a Lui îndurare și a Lui binecuvântare peste noi, peste toți, slăvit să fie Domnul. Slăviți să fie Domnul! Cred că Domnul în dimineața aceasta vrea să facă această bucurie pentru noi. Pentru noi care suntem aici, pentru cer în care cerul se bucură de această sărbătoare mărirea lui Dumnezeu. Însă, dragii mei, și ce citim aici în cuvântul lui Dumnezeu și spune în versetul 40 și cu multe alte cuvinte mărturisea și auzit ce ne spuneam și îndemna. Dragii mei, din datoria noastră este să vă îndemnăm. Din datoria noastră ca slujitori este să vă spunem despre împărăția lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu și îndemna. Mântuiți-vă, adică cine? Voi. Dacă ești noi aici în sală și n-ai făcut legământul încă cu Iisus, ai această oportunitate. Este cineva aici în sală pe care nu a făcut legământul încă cu Domnul Iisus, să ridice o mână sus. Aleluia! Aleluia!
Duhul Sfânt din lucrare. Dumnezeu are vedere și sufletul vostru. Dumnezeu are vedere care să aducă mântuire și îndurare. Pentru voi în dimineața aceasta, cuvântul lui Dumnezeu spune, mântuiți-vă de mijlocul acestui neam ticălos. Dragii mei, provin dintr-o familie de ortodoxi, în urmă cu 20 de ani, vor fi în octombrie, în urmă cu 20 de ani m-am întors la Dumnezeu. L-am primit pe Domnul în inima mea, în mijlocul lor fi. N-am avut ocazia și oportunitatea în care să fiu, ca și voi, aici să stăm pe un scaun în mijlocul bisericii, la o predică frumoasă, la niște cântări de laudă, la adresa lui Dumnezeu, eram singur acolo. Dar s-a prezentat cineva. Știți cine s-a prezentat? S-a prezentat Cel care dă viața. Iisus! În dimineața aceasta, Iisus Hristos, Domnul, e prezent în adunare. Și vrea să mântuiască și pe tine, și casa ta, și familia ta, și vrea Dumnezeu să aducă mântuire. Dar știți? Sunt lucruri care ne opresc de multe ori pentru a lua această decizie din cauza lucrurilor care de multe ori le vedem în jurul nostru, în stânga noastră și în dreapta noastră. În trecutul meu n-am dorit nici să aud măcar de pocăință, dar în momentul când m-am întors la Domnul și l-am primit pe Domnul în inima mea, dragii mei, soția mea, în primele cuvinte au fost să văd dacă vei putea tu ține pocăința și după aia mă pocăiesc și eu. Poate mi-i spune aici în adunare, dragul meu, să văd dacă zii vor fi reușit. Să-i văd eu că până el l-a văzut o fumat. Până mai arată el l-a văzut cu băut. Până mai arată el l-a văzut aparate. O bătut pe aparate și-o cheltuit toți banii și-o luat bani de la mine în prunut. Și poate mi-i pune fir și fir de întrebări de firul acesta, dragii mei. În momentul când se prezintă Dumnezeu și curăță inima și trupul și sufletul și mintea și dă o minte sănătoasă și face nașterea din nou în cuvântul lui Dumnezeu, oamenii aceștia trebuie să rămână pe calea pocăinței. Amin? Amin. Botezul în apă, se spunea la început, spunea fratele Grigore, nu este spălarea tuturor din răciunile voastre, ci este mărturia unui cuget curat. Dacă ați fost la mărturisire și am stat de vorbă cu fratele Ilie și am spus că în săptămâna aceasta a stat de vorbă cu el la mărturisire, astăzi intrați în apă botezului. De astăzi înainte, voi trebuie să păstrați acest legământ, dragii mei. Amin. Pentru biserică, pentru societate și mai mult de atâta, pentru Cel care v-a dat dreptul la viață. Lăudați să fie Dumnezeu! Lăudați să fie Dumnezeu! Cred că Dumnezeu are vedere să lucreze în inimile noastre și să lase a Lui binecuvântare, mărirea lui Dumnezeu. Dar aceasta ne aparține de noi. Și ce au făcut oamenii aceștia, acești 11 pe care îi vedeți dumneavoastră aici? Ei au ajuns la hotărârea că ei trebuie să se mântuiască din mijlocul acestui neam ticălos. Dragii mei, trăim într-o lume murdară. Într-o lume în care compromisurile sunt mari. Ajuns compromisurile până în biserică, până în locul prea sfânt, ajuns cu aceste compromisuri. Însă ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, ca în locul acesta, ca biserica Maranata, autoritar să fie Duhul Sfânt. Amin. Și în momentul când e autoritar Duhul Sfânt, El este acela care arde fiecare locul. Și El este acela care ține lucrarea și Dumnezeu de miluință. Amin? Mă rog ca Domnul să lase binecuvântare și îndurare. Apoi un alt cuvânt al lui Dumnezeu care spune în cartea, în Apocalipsa, câteva lucruri legate frumoase. De ce vă uitați la ei și mulți să-și pun întrebări? De ce trebuie să îmbrace neapărat în haina albă? Pentru că simbolul acesta îl găsim în cartea Apocalipsa, spune cuvântul lui Dumnezeu. Câteva lucruri frumoase în care împrejurul scaunului, lumelului Dumnezeu, oamenii vor fi îmbrăcați nu oricum, nu orice haine, ci toți vor fi îmbrăcați în haine albe, spune cuvântul lui Dumnezeu. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? În Apocalipsa, capitolul 4, de la versetul 4, împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine cum? Albe, dragii mei. Înaintea lui Hristos nu poți să stai oricum. Oamenii aceștia, spune de cuvântul lui Dumnezeu, erau îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cununi de aur. Doamne, ajută-ne să fim biruitori, amin? Și haina aceasta albă a sufletului pe care mi-o dă Domnul Iisus Hristos o păstras până la capăt, dragii mei. Lăudați să fie Dumnezeu! Lăudați să fie Dumnezeu! Și apoi mai mult de atât am să cerem harul și binecuvântarea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să lase a lui izbăvire și a lui îndurare, mărire lui Dumnezeu. Apoi în Apocalipsa, capitolul
5 și de la versetul 6 spune cuvântul Dumnezeu. Și la mijloc între scaunul de domnie, cele patru făpturi vii. Și între bătrâni am văzut stând în picioare mielul. Părea și un gheat și avea 7 corne, 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri trimise pe tot pământul. Și apoi vreau să vă citesc în continuare de aceste, legate de aceste versete. Când a luat mielul pe cei de-a cincea și fusese sub altarul și a văzut sub altarul sufletul celor ce fusese junghiați din pricina cuvântului Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau: până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat să povești, să judești și să răspunzi sângele nostru supra locuitorii pământului? Și auziți acum esențialul cuvântului lui Dumnezeu. Și spune, fiecare din ei s-a dat o haină albă și li s-a spus să mă odinească puțină vreme până să mă împlini numărul tovașilor de slujbă și a fraților lor care vreau să fie omorâți ca și ei. Auziți, dragii mei, care sunt valorile hainelor noastre albe? Astăzi primiți haine albe pentru împărăția lui Dumnezeu. Poate vă spune întrebarea și va veni momente în viața voastră și vă spune, Doamne, nu mai pot. Poate unii dintre dumneavoastră de aici din biserică, frați care în credință mai de mult, poate mi spune întrebarea, Doamne, nu mai pot. Și mi spune, până când? Și Domnul spune, până când se plinește numărul tovarășilor voștri de slujbă. Până când v-am plinit Dumnezeu numărul tovarășilor noștri și casele noastre și copiii noștri să fie mântuiți. Doamne, dă mântuire. Credem că Dumnezeul nostru este Dumnezeu a izbăvirii. Slăviți să fie Dumnezeu. Slăviți să fie Dumnezeu. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu. În continuare, în Apocalipsa, capitolul 7, la versetul 19, după ce l-am uitat și iată că o mare gloată pe care nu puteau să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod, din orice limbă care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie, înaintea mielului, îmbrăcați în haine, în fața lui Hristos nu pot sta oricum. Spune că nimic pătat și întinat nu va moșteni împărăției cerului. În fața lui Hristos numai cei îmbrăcați în haine albe. Cum se haina în dimineața aceasta? Când ai stat ultima dată ca să-ți o curățești la mărturisire cu fratele păstor? Cum îți hainele în dimineața aceasta? Pentru că înaintea lui Iisus Hristos numai cei îmbrăcați în haine albe vor sta în picioare. Vrei împărăția lui Dumnezeu? Curățește-ți hainele. Marele preot Iosua spune cuvântul lui Dumnezeu în Zaharia, în capitolul 3, spune cuvântul lui Dumnezeu, stătea și făcea slujbă înaintea Domnului, dar hainele lui erau murdare. Cum faci slujbă în casa lui Dumnezeu? Cum faci slujbă în biserica Domnului? Și spune că din pricina, pentru că Domnul s-a uitat la inima lui, a spus și el este un tăciune scos. Și Domnul a primit un înger și a spus, dezbrăcat-o de haine de murdare. În dimineața aceasta, Duhul Sfânt vrea să te dezbrace de haine de murdare. Aleluia! Și spune, îmbrăcați-l cu haine de sărbătoare, mărire lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să dea izbăvire și adunare. Amen. Mă rog ca Domnul să lucreze și acolo în spate, la frații de acolo. Că frații de acolo cred că ascultă mai puțin Evanghelia. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dragii mei, suntem în casa lui Dumnezeu. Suntem în casa Domnului să ascultăm cuvântul Domnului și credem că Domnul e acela care dă izbăvirea și mântuirea. Amin? Amin. Lăudați să fie Dumnezeu. Apoi spune cuvântul Domnului, Domnul Apocalipsa 7, la versetul 3, la 13. Și unul din bătrânii a luat cuvântul și mi-a zis, aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au? Veniți, spune cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, i-a răspuns eu. Tu știi, el mi-a zis, aceștia vin de la cazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au lovit în sângele mielului. Lăudați să fie Dumnezeu. Cât e de minunat când Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său să moară pentru noi, pentru păcatele noastre, și în sângele noi să se spele hainele noastre, mărirea lui Dumnezeu. De aceea, în dimineața aceasta, Domnul Iisus Hristos s-a uitat la sufletele acestea și a îndorit să le spere sufletul. Să uite la tine care ești în sală și te stai și te gândești să te botezi sau să nu te botezi. Să faci legământul sau să nu faci legământul. Iisus Hristos să uite la tine și vrea să spere și ție sufletul. Și vrea să spere și să-ți dea o haină albă. Ca în ziua aceea să te poți întâlni cu El. Doamne ajută-ne. Amen.
Doamne ajută-ne! Amin. Dumnezeu să lase a Lui biruință și a Lui durare peste inimile noastre glorificați să fie Dumnezeu. Apoi un alt lucru și mă duc spre încheiere din lucrul acesta vom continua și după masă. Un cuvânt de învățătură legat de lucrarea care urmează despre botezul cu Duhul Sfânt și ne rugăm ca Dumnezeu să cerceteze inimile noastre. Amin? Vreau să vorbesc câteva lucruri de lucrurile acestea frumoase pe care sunt aici spuse în Cuvântul Dumnezeu. După ce au primit pocăința, dragii mei, până aici, l-ați văzut pe fratele Ilie, doar un frate Ilie. El face o slujbă, chiar dacă nu e ordinat, o slujbă de păstor. Voi trebuie să-l vedeți ca și un episcop pus peste biserica lui Dumnezeu, care se ocupă de voi și slujește vouă. De astăzi înainte, voi trebuie să vedeți pe fratele slujitor, trebuie să-l vedeți ca și un episcop, nu doar ca un prieten numai. Voi trebuie să-l vedeți ca slujitor în casa lui Dumnezeu și să ascultați de cuvântul lui Dumnezeu. De ce? După ce au primit oamenii aceștia pocăința, spune cuvântul lui Dumnezeu, după ce s-au botezat în apă, aici e partea noastră pe care nu mai vrem să o ascultăm, dragii mei. După ce ne botezăm, noi știm mai bine ca păstor, noi știm mai bine ca diaconul, noi știm mai bine ca presbiterii, noi știm mai bine ca și toate lucrurile. Și venim să le aducem noi Evanghelia, până acolo ne-au predicat ei și acum ne predicăm noi. Că nu e așa, fraților. Și încercăm să-i dăm cumva, dacă se poate, pe învățătura lor să o dăm la o parte și să aducem altul fel de învățători. Ne-am să spune cuvântul lui Dumnezeu. Așa găsim în Sfinții în Evanghelie, în Fratele Apostolul spune cuvântul lui Dumnezeu, că în momentul după ce au primit propovăduirea, în momentul după ce s-au botezat 3.000 de suflete, nu 2, nu 3, 3.000 de suflete, oamenii aceștia se așează undeva acolo jos și acum au nevoie de ceva. De ce? De învățătul apostolului. Ei nu mai privesc ca și pe un Petru pescar dinainte. Ei privesc ca și un apostol pe Petru. Lăudați să fie Dumnezeu. Cum îl privești pe frații slujitori, conducerea bisericii, erahia pe care Dumnezeu a așezat-o în vremurile noastre în biserică, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Efesenilor, capitolul 4. Și Domnul a dat pe un apostol, pe alții proroși, pe alții învățători, pe alții evangheliști pentru desăvârșirea voastră, a Sfinților. Aleluia! În vederea lucrării de slujire a lui Dumnezeu, spune cuvântul Domnului. Cum îți vezi slujitorii din casa ta? Lăudați să fie Dumnezeu. Noi nu-i vedem doar ca și pe un Elie de astăzi înainte. Noi vedem ca și pe un slujitor al lui Dumnezeu. Pus de Domnul slujbă și așezată lucrarea Domnului. Pentru că Domnul a găsit cu cale care să pună prin umerii lui această povară. Apoi, în jurul lui, cei ce spunea Solomon când a construit casa lui Dumnezeu, a trimis dincolo de apă să taie lemne din cedru. Adică casa lui Dumnezeu e așezată pe niște temelii tari. Și este formată dintr-un comitet secretar ca să ier cenzori. Lăudați să fie Dumnezeu. Asta înseamnă lucrarea lui Dumnezeu. Și în momentul când vine cineva din conducerea bisericii și îți va spune, asta este pocăința, frate, tu trebuie să o primești. Pentru că ei sunt pus să răspundă de sufletele celor care sunt aici. De aceea i-a pus Dumnezeu în această lucrare, lăudați să fie Domnul. Mă rog pentru ei ca Dumnezeu să le dea înțelepciune lor. Mă rog pentru voi ca Dumnezeu să le dea o inimă și un duc de ascultare. Amin. Mai greu. Mă rog ca Domnul să dea un duc de ascultare și să pună. Amin. Amin. Toți suntem chemați la asta. Toți suntem chemați să ascultăm de Dumnezeu. Lăudați să fie Dumnezeu. Pune cuvântul lui Dumnezeu că ei stăruiau în învățătura apostolilor. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu în legătura frățească. Nu să se doi sunt fratele și să pună pe grup. Ei, biserică joi, fraților, să veniți la adunare. Acum te-ai botezat. Nu mai văd la adunare. Nu asta trebuie să întâmple. În noi, nașterea din nou, cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să ne miște să venim la biserică. Amin? Noi de aceea cuvântul lui Dumnezeu spune și în momentul când venim aici învățătorii ne învață și noi stăruim în învățătura lor, adică ne place în cuvântul lui Dumnezeu. Lăudați-o din locul. Mă rog ca Dumnezeu să lase binecuvântare. Ca Dumnezeu să lasă ungerea Lui peste slujitor și peste lucrare, peste biserică, peste ascultător, peste prieteni, peste cei care nu cunosc pe Domnul. Ca cuvântul Domnului să străpungă inimile. Amin?
Și apoi credem din toată inima că Dumnezeu are putere să mântuiască. Lăudați să fie Dumnezeu! Lăudați să fie Dumnezeu! Și apoi, dragii mei, mai este un lucru pe care spunea fratele Grigore despre pormoneu. În momentul când intrăm în apa botezului, spune, n-avem, și ne-am obișnuit să cântăm cântarea ce eu n-am ce-ți da, eu n-am ce-ți da, dar avem vilă cu două etaje. Eu n-am ce-ți da, dar avem ultimul timp de mașină. Eu n-am ce-ți da, dar în momentul când sunt oaspeți, când sunt plas, când sunt culori, ce frumos a fost și bine a fost la această sărbătoare. Dar eu n-am ce-ți da, această sărbătoare se țin cu cheltuieli, dragii mei. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea să avem ce să-i dăm. Și apoi mai mult de atâta, dacă ne-am uitat pormoneurile acasă și dacă ne-am obișnuit să spunem n-am bani decât pe card, că așa ne obișnuim noi în ultima vreme, o scos ăștia cardurile și spun n-am apucat să-l scos de pe card. Să fie obișnuință pentru noi, pentru fiecare, ca să venim la casa Domnului. Mă bucur când se zice, haide la casa Domnului, dar da, mi spunem Domnul Junare, cum aș putea să fac ceva și pe mine să nu mă... coste. Păi mai tu să vii să te bucuri din toată bucuria aceasta și pe tine să nu te coste nimic? Tu să nu pui la o salvat, tu să nu pui să faci nimic, absolut nimic? Dragii mei, noi suntem toți în trupul lui Iisus Hristos, amin? Cu cei care se botează de acum, cu cei care v-ați botezat de mult, ei se vor uita la voi pentru cei ce-au sătut până aici și vor o face în continuare. Ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze, amin? Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze în continuare inimile noastre. Și să fim oameni care ascultăm de Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! De ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Deoarece cei ce credeau erau împreună la un loc și toate le aveau de obște. E adevărat că nu o să le avem toți casele împreună și o să le vindem. Dar să ne facem partea noastră față de Dumnezeu, dragii mei. Pentru că în momentul când o să ne facem partea noastră față de Dumnezeu, au întrebat, mă întreabă unii frați și spune, frate, cât ar trebui să facem noi? Băi, frate, după Scriptură, noi trebuie să facem mai mult ca și cel care a spus că eu postez de două ori pe săptămână, eu dau zăciuială, că Domnul i-a dat un răspuns acolo. Adevărat, adevărat vă spun, că dacă nu treceți neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în cer. Și ăsta dădea uz. Din tot ce avea, el dădea. De postit, postea. Și atunci noi cât trebuie să facem? Noi trebuie să o depășim, nu? Mă rog ca Domnul să ne ajute. Ne-am obișnuit în ultima vreme, dragii mei, să-L facem sărac pe Iisus. Și să-I spunem că nu avem. Și El ne-a binecuvântat cu atâtea binecuvântări. Ne-am obișnuit să-L facem mincinos pe Cel pe care îl proclamăm ca Dumnezeu și Cel care ne dă. Și să spunem, nu mai avem și pormoneurile noastre sunt pline. Dragii mei, frați, surori, cei care aveți parte de chemare cerească în cuvântul și în eternitatea lui Dumnezeu, treziți-vă! Apoi spune cuvântul Dumnezeu Zaharia, capitolul 4, în momentul când nu mai este putere, în momentul când nu mai ai putere să faci aceste lucruri, cheamă-L pe Dumnezeu. Că aceste lucruri, spune cuvântul Dumnezeu, să fac nici prin tărie, nici prin putere, ci prin Duhul Domnului oștirilor. Aleluia! Când vrei să faci ceva, cheamă-L pe El prima dată în casa ta. Cheamă-L pe El și El își va face bărbire și mântuire. Lăudați să fie Dumnezeu! Lăudați să fie Dumnezeu! De ce, dragii mei, să-L privim pe Domnul în inima noastră și să stăm în învățătura apostolului și astfel vom vedea binecuvântarea lui Dumnezeu. Lăudați să fie Dumnezeu! Lăudați să fie Dumnezeu! Apoi, un alt lucru pe care spune cuvântul Dumnezeu, cartea Romanilor, în capitolul 10, în ceea ce spunea fratele Grigore, spune cu versetul 9, dacă nu mărturisești, ești cu curata pe Iisus ca Domn și dacă nu crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, nu vei fi mântuit. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credință din inimă se capătă de prihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Lăudați să fie Dumnezeu. Amen. E nevoie de mărturisirea noastră, dragii mei. Amen. Dar dacă mărturisim, de ce să-L facem pe Dumnezeu neputincios? Haideți să rămânem credincioși lui Dumnezeu.
Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Marcu, capitolul 16. Spune cuvântul lui Dumnezeu, o lucrare frumoasă pe care Domnul a lăsat ucenicilor și ne-a lăsat-o și nouă. Lăudați să fie Dumnezeu! Lăudați să fie Dumnezeu! Spune cuvântul lui Dumnezeu, vreau să citesc de aici aceste cuvinte frumoase pentru că sunt pentru noi valabile și sunt pentru cei pe care sunt pe calea mântuirii lui Dumnezeu, slăviți să fie Domnul. Apoi le-a spus, duceți-vă în toată lumea. Dragi mei, din datoria noastră este ca biserica după ce naște să pregătească slujitori. Să nu stagneze pe loc, ci să-i trimită după aceea. Și să meargă toată lumea propovădind Evanghelia. Spune cuvântul Dumnezeu după ce le-a zis, duceți-vă în toată lumea propovădind Evanghelia la orice văptură. Cine crede să botează, va fi mântuit, dar cine nu crede, va fi osândit. Nu poți să pleci cu o sândă astăzi de aici afară sau poți să pleci binecuvântat. Ce vrei să alegi? O sândă a lui Dumnezeu sau binecuvântarea? Dacă vrei să alegi binecuvântarea lui Dumnezeu, spune, și n-ai avut putere, sau n-ai putere ca să faci legământ cu Domnul, zic, Doamne, sunt aici. Dar n-am avut putere să fac aceștia pași, să fac acest legământ. Dar ajută-mă și dă-mi putere să fac legământ cu tine. Eu vreau să plec cu un om binecuvântat, eu nu vreau să plec cu o sândă de aici. Lăudați să fie Dumnezeu. De aceea cred din toată inima că Dumnezeu are vedere să mântuiască suflete. Mărirea lui Dumnezeu. Amin. Și Dumnezeu să mântuiască suflete în continuare din mijlocul vostru și Dumnezeu să cerceteze adunarea. Amin. Și atunci credem că Dumnezeu este acela care vă da biruința și binecuvântarea mărirea lui Dumnezeu. Amin. Opresc aici și zic din toată inima, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Vă rog ca Tatăl din ceruri, ca Duhul Sfânt să rămână peste voi și să vă călăuzească în continuare. Dragii mei, voi fi cu voi în săptămâna aceasta. După cum fratele Ilie a anunțat că săptămâna aceasta ce a trecut, dorim să stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Dorim ca Dumnezeu să boteze cu Duhul Sfânt. Dacă mai este ceva în viața noastră, să scoatem afară, dragii mei. Și să ne pregătim pentru împărăția lui Dumnezeu. Este un timp, este o vreme în care Dumnezeu pregătește oameni pentru împărăția Domnului. Dacă vrei să faci parte din împărăția lui Dumnezeu, e timpul în care poți să te pregătești. Nu căuta să vină zilele și să te duci în vacanță și te duci cum ai venit și te duci cum te dus și caută să te duci plin de Duh, plin de viață și în momentul când te vei întâlni cu vecinii tăi și cu cei de acasă să spună ce s-a întâmplat cu vecinul meu, a venit în vacanță, îl văd diferit cum a fost, tu să spui m-am întâlnit cu el, aleluia, m-am întâlnit cu Domnul și mi s-a descoperit și mie. Lăudați să fie Dumnezeu. Cred că Domnul are putere să mântuiască mărirea lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu să binecuvinteze toți prietenii. Dumnezeu să binecuvinteze biserica. Și ne rugăm ca Domnul să cerceteze în continuare lucrarea. Amin? Apoi mai mult de atâta să fim oameni cu capacitate în care Dumnezeu ne-a dat rațiune. Că minte? Ne-a dat-o ca să gândim toate aceste lucruri. Așa cum a spus, să nu ne uităm la slujitorii. Doar atât că ei sunt aici și da, trebuie să facă cineva să-i conducă și ei programul. Nu, dragii mei, ci să-i privim ca și niște slujbași puși de Dumnezeu, care cărmuiesc peste biserica Domnului și care biserica Domnului primește învățătură de la ei. Lăudați să fie Dumnezeu. Amin? Mă opresc aici și spun, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și mulțumesc pentru dragostea pe care v-ați arătat-o. În căldura aceasta, îi văd că este foarte caldă, pe care a stat și a ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Cred că Domnul este cel care ne va binecuvânta și ne va da izbăvire în continuare. Dar să rămânem credincioși. În continuare va urma botezul, va urma mărturisirea celor pe care vă uitați la ei. Și ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să lase ungerea și binecuvântarea Lui peste ei. Amin. Domnul Iisus Hristos, la smerenie. Frate, sună și dragi tineri care luați legământul cu Domnul. Stați lângă El. Dumnezeu se vă dă putere. Amin. Că dacă nu vor sta lângă El, vor veni vremuri grele. Conceput deja vremuri grele. Unde s-au citit, frații, acești apostoli minunați au trecut prin încercări grele. Că cântam aminte cântarea, dar am spus așa, în cujit, am stat și am zis, numai să nu cânt fals.
ca să trăiesc când va veni lucrurile, când va veni ispita, când va veni încercările, când va veni o vreme să ne iei tot ce am golisit noi. Să rămânem lângă Domnul pe acest rol. Pentru că acesta a fost un minunat, a lăsat tot și l-a urmat pe Domnul Iisus Hristos. L-a luat averile, l-a luat tot și a stat lângă Domnul. Dacă vrem să ajungem cu ei, trebuie să facem și noi ca ei, lăudați să fie Domnul. Eu rămân aceste cuvinte, dacă este în rugăciune. Domnul să binecuvinteze fratele care urmează să-i dea putere. Amin. Și mulțumesc Domnului pentru cuvintele. Sunt cuvinte destule, erau cuvinte, dar nu pot, că am un fi de bucurie. Și mulțumesc Domnului. Domnul să binecuvinteze familia, copiii care au început să vină la Domnul, la urmă, să vină. Și mă bucur. Domnul să binecuvinteze zile. Bine, Domnul Iisus, Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus, Duhul Sfânt. Amin. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că și într-această zi, binecuvântate de Dumnezeu, Dumnezeu este acela care îndrește toate lucrurile. Lăudați să fie numele Domnului. Amin. Nu am știut că am să ajung aici, dar toate lucrurile le face cine? Dumnezeu, slăviți să fie numele Domnului. Amin. Pentru că avem un Dumnezeu mare. Avem un Dumnezeu care ne iubește. Avem un Dumnezeu care lucrează. Avem un Dumnezeu care dă răspuns rugăciunilor familiei așa. Vreau să vă spun că pentru tinerii acestea multe lacrimi s-au plâns. Mulți părinți au plâns și s-au rugat. Și Dumnezeu este acela care a ascultat în rugăciunile lor de astea fierbele Domnului. A fost anunțat de tata lui Ilie, băiatul meu, soterniță de a se iepudierul. Și am pus să vin cu mașina și nu aveam plăcut la vreme și am sunat la autocar și am venit cu autocarul. Și dimineața am ajuns, în timp că am obosit, dar Dumnezeu este acel care dă putere, lăudați să fie. Pentru că astăzi suntem la părtășie, pentru că astăzi suntem în prezența lui Dumnezeu, pentru că și Domnul Iisus Hristos e prezent aici, pentru că noi fiecare dintre noi am venit cu Iisus Hristos, lăudați să fie numele Domnului. Și când am pornit, l-am sunat pe frate de dragul conducător și am spus, ce salut îmi dai, salut la frații din Viena. Și fratele Dragoș a luat Biblia și a deschis și a spus, mi s-a deschis Biblia la a doua epistolă a lui Ioan și a spus, spune șeful, o, până așa, păi ziți-vă bine, bine, să nu pierdeți rodul muncii voastre și să primiți o răsplată de plină, slăbiți-vă pierdere Domnului. Și Domnul să vă binecuvinteze pe toți, Domnul să vă întărească pe toți. Tinerilor, ați făcut un lucru bun. Dumnezeu este acel care a lucrat la inima voastră. Dumnezeu este acel care nu ne-a lăsat pe nici pe unul. Pentru că eu cred că Dumnezeu a ascultat în rugăciune, l-a dat să fie numele Domnului. Spune omului Dumnezeu David, voi fie cântat pe Domnul în orice vreme. Că Domnul merite lăudat sau nu merite lăudat, merite Domnul lăudat, merite Domnul binecuvântat, de ce? Pentru că avem un Dumnezeu bun, slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu nostru nu m-a uitat de rușine. Frați și surori, suntem în prezența lui Dumnezeu. Și stau și mă uit la tinerii aceștia și parcă nu vine să cred. De ce? Pentru că și Dumnezeu a lucrat, lăudat să fie numele Domnului. Că sunt scris despre patru în Evanghelie, la Matei, capitolul 11, spune așa, în vremea aceea Iisus a luat cuvântul și a zis, te laud, Tatăl Doamnelor Cerului și al Pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri, de ce înțelegi priceput și le-ai dat și le-ai descoperit pruncelor. Da, Tatăl, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale, slăbi să fie numele Domnului. Acest tine vine la Domnul Iisus Hristos, pentru că Tatăl l-a tras să lăuda să fie numele Domnului. Pentru că venirea Domnului Iisus Hristos este aproape și Domnul îți pregătește mereasa. Tinerilor, să nu vă lăsați. Orice va veni pe
de tatăl meu și nimeni nu. Toate lucrurile mele au fost date în mâini de tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe fiul afară de tatăl. Și acela căruia vrea fiul să îl descopere. Veniți la mine, toți cei trudiți și povărați, și eu mă voi da o dignă. Aici am vrut să ajung la Domnul Iisus Hristos să găsiți o dignă. La Domnul Iisus Hristos să găsiți pace. La Domnul Iisus Hristos să găsiți liniște. Găsiți bucurie. Găsiți mântuire. Găsiți binecuvântare. Laudați să fie numele Domnului. Dar să nu vă îndepărtați de Domnul Iisus Hristos. Să stați aproape. Pentru că și Domnul Iisus Hristos să vă ajute. Domnul Iisus Hristos să vă ridice. Acolo nu pot de voi. Domnul Iisus Hristos este acela care vă ajute. Slăviți să fie numele Domnului. Biblia ne spune așa. Luați Duhul meu asupra voastră și învățați de la mine. Căci eu sunt plin și smerit cu inima. Și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Lăudați să fie numele Domnului! Voi ați venit la Domnul Iisus Hristos, pentru că și Domnul Iisus Hristos nu refuză pe nimeni. Domnul Iisus Hristos, când era jos pe pământ, dacă se întâlnea cu un bolnav, se întâlnea cu un or, îi dădea vindecare, îi dădea putere, lăudați să fie numele Domnului! M-am dus cu gândul în Biblie la o femeie care o cheltuie toată averea, toți banii, avea o boală și o zice de Domnul Iisus Hristos acolo la mulțime și a spus că nu mai se va atinge boala hainei ei și voi fi tămăduită și s-o atinge de Domnul Iisus Hristos. S-o atinge și în ziua de astăzi eu n-ai vrea să te atinge Domnul Iisus Hristos. Să primești vindecare, să primești liberare, pentru că și Domnul Iisus Hristos, El este acel care poate lăuda să fie numele Domnului, pentru că poate vin în locul acesta și poate ai ceva, ai o dorință, ai o problemă, cel ce poate este Iisus Hristos să lăuda să fie numele Domnului. Și așa cum aminteam de la început, despre Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu mai mulți bolnavi și aici găsim la Luca, capitolul 18, versetul 35, spune așa, vindecarea unui orb la Ierihon. De când se apropia Iisus de Ierihon, un om se așa lângă drum și se așa. Când au zis norodul trecând, a întrebat ce este, i-au spus, trece Iisus din Nazaret. Și l-a strigat, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Și noi în dimineața aceasta se spune lui fiul lui David, ai milă de mine. Că și eu sunt aici și eu vreau să plec de aici liberat. Și eu vreau să plec de aici vindecat. Și eu vreau să te gândi transformat, lăudați să fie numele Domnului. Eu simt pe Iisus aici, numele Domnului. Aleluia! Aleluia! Hristos a avut-o și Hristos, aleluia! Glorie ție, Doamne Iisus! Spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe așa. Când a auzit norodul trecând, a întrebat, ce este? I-au spus, trece Iisus de Nazaret. Și el a strigat, Iisus e Fiul lui David, ai milă de mine. Cei ce mergeau înainte încercau să tacă, dar el se face și mai tare. Fiul lui David, ai milă de mine. Să spunem și noi, ai milă de mine. Aici sunt, asta sunt, asta am făcut. Aici am căzut, aici nu m-am politicat. Dar cel ce poate este Iisus Hristos, să lăuda să fie pe Domnului. Pentru că noi oamenii nu putem. Speranța de nevea nimeni decât Iisus Hristos să lăuda să fie numele Domnului. Iisus a oprit și a poruncit să o ducă la el și după ce s-a apropiat, l-a întrebat, ce vrei să-ți fac? Doamne, răspunde el, să-mi capăte vederea. Și în dimineața aceasta ne întreabă și pe noi, ce vrei să-ți fac? Doamne, vreau mântuirea! Doamne, vreau măcarea cu tine! Vreau, Doamne, vreau să ajung la tine și Dumnezeu poate, slăviți să fie numele Domnului, poate m-am dus prea departe, frați și surori, pentru această rugăciune, îndemnul meu este să ne rugăm pentru bolnavi, pentru că și Dumnezeu are puterea să vindice sau nu are puterea. Vreau să spun că Dumnezeu are puterea, lăuda să fie numele Domnului. Nu este timp acum, dar dacă asta să vă mărturisesc câte vindecări a făcut Dumnezeu, Dumnezeu poate să vindice, slăviți să fie numele Domnului, numai în familia noastră când a lucrat Dumnezeu. Pentru că medicii spun că ai cancer și când ajunge fața lui Dumnezeu, Dumnezeu spune să nu te temi. Și noi multe ori alergăm la medic, dar trebuie
Dumnezeu să vindece bolnavii în ziua de astăzi. Și dacă sunt în cauze, haideți să ducem înaintea lui Dumnezeu, pentru că noi suntem aici ca într-o familie. Și dacă suntem o familie, familia Domnului Iisus Hristos, să lăudați să fie numele Domnului. Și dacă suntem pentru familie, noi trebuie să ne pasă unul de altul, trebuie să spunem problemele și să ne rugăm cu stăruințe, lăudați să fie numele Domnului. Voi mi să ne ridicăm în picioare și să lăsăm un timp liber și dacă sunt cauze, să ducem înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu este acela care lucrează. După cum spuneam și aseară, noi n-am venit să predicăm o altă evanghelie, n-am venit să vă vorbim lucruri noi, vorbim din această evanghelie care are putere, are putere să transforme, să eliberează. Dacă veți privi la cei ce aduc mesaj, la cei care îndeamnă, veți vedea slăbiciuni, veți vedea neputință, dar dacă veți privi la Iisus Hristos, știți ce veți vedea în El? De Fiul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să facă pentru ei, să aibă această privire. Picioarele nu mai umblă acolo unde vrei, ci te îndeamnă Duhul lui Dumnezeu, știți la ce? La fapte bune, la lucruri bune, nu la alte lucruri unde aleargă alții. După cum spune psalmistul David, mă bucur când mi se zice la haide, haide la casa Domnului. Știi când te bucuri când ți se spune haide la casa Domnului? Când ești plin de Duhul Sfânt, când ești plin de autoritatea lui Dumnezeu. Pentru că într-o vreme ca aceasta, mă rog ca Dumnezeu în zilele care vor urma să botează cu Duhul Său cel Sfânt, să te cerimească pentru ce? Știți de ce? Când vom fi plin de Duhul Sfânt, de peste 2000 de ani, să vestească și să spune că Mântuitorul nostru e aproape. Este foarte aproape, este la ușă, bate, bate încă la ușa inimii, nu la ușa clădirii. Și spune, până când mai zăbovești, până când mai stai în nepăsare. În dimineața aceasta, mă rog ca Dumnezeu să ne trezească la viață, la viața aceea pe care numai El o poate da. Am vrea ca Dumnezeu să-i ajute să păstreze legământul acesta până când va veni El pe nori cerului. Să știți că nu-i ușor. Pocăința de aici începe. Până aici a fost cum a fost. Eu când m-am pocăit, au fost momente, mă mărturisesc în fața dumneavoastră, am spus că dacă credeam că e așa greu, nu mă mai pocăiam. Dar slăvit să fie Domnul care m-a întărit și mi-a dat putere și în ziua de astăzi, dacă stau în picioare, dacă astăzi sunt pe stâncă, este meritul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să fie slăvit și binecuvântat în toate lucrurile acestea. Mă rog ca cugetul lor, este foarte important ca cugetul, mintea să-ți păstrezi curată, pentru că, după cum am menționat, poți să cazi din credință și când ai pierdut credința, când ai pierdut pe Dumnezeu, dă-mi voie să spun că ai pierdut totul și am pierdut totul. Da, pot să rămân programe, pot să rămâie lucruri care trec, dar ce rămâne în picioare este cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog ca în dimineața aceasta Dumnezeu să ne ajute și pe noi și pe ei să magazinăm cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre și atunci când vom vorbi să știți că se va vedea pune cuvântul lui Dumnezeu că omul vorbește din prisosul inimii, ceea ce adună, ceea ce înmagazinează, aia scoate și pe gură. Dacă mai auziți frați care mai vorbesc de business și de alte lucruri, rugați-vă și spune, haideți să ne rugăm să ne adunăm la laudă, la ce ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu să vorbim? Sal, cântări de laudă, Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Dumnezeu să-i ajute să își ducă legământul acesta până la capăt. Să știți că premiul alergării nu se dă decât la final. Nu se dă, nu știu, după 5 ani de pocăință, după 10 ani de pocăință, nu. Poți să ai 10 ani, 100 de ani pe calea pocăinței. Dacă la sfârșitul alergării ai primit premiul, nimeni nu va putea ca să te mai întoarce decât singurul Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ne mărească credința și nouă și lor, pentru că fără credință este cu neputință să fim păduși cu Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să le mărească și lor credința și nouă. Aș vrea să rămân la aceste cuvinte pentru că vor veni frați care vor aduce un mesaj în direcția aceasta. Doar în scurte cuvinte am vrut să îi încurajez și să pe scurt să semnific sau să trec în revistă ceea ce înseamnă botezul. Mă rog ca Dumnezeu să-i ajute
după cum am spus, cugetul lor să-l păstreze curat și să rămâie în credință, să creadă cuvântul lui Dumnezeu, ne îndeamnă că atunci când vă rugați, să și credeți că veți primi, să știți că pe calea asta nu sunt numai flori. Pe calea aceasta vor fi și dureri, vor fi și suspine, dar este unul singur. Am trecut prin mari văi, am trecut prin mari greutăți. Fratele păstor știe, am ajuns până la capătul puterilor, dar a fost unul care nu m-a lăsat. Știți care? Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu, pașaportul, eu mă numesc pașaportul spre Raiul lui Dumnezeu. Mă rog ca niciodată să nu vă fie rușine de Biblia aceasta. Purtați-o cu voi. Oriunde, dar știți ce vă întreb, nu s-o purtați doar sub braț să pozăm bine, că eu mă uit peste dumneavoastră și dumneavoastră la mine și toți arătăm bine, frumoși. Am vrea ca cel care are radiografia și vede dincolo de trupul acesta, aici să o magazinăm, pentru că vor veni zile când cartea aceasta, Biblia, vom fi privați de ea. Poate nu vei mai avea parte să citești, sau poate vei avea o filă sau două file, dar cea e magazinat și cea magazinat, aceea ne va duce pe cărarea aceasta. Și mă rog pentru ei ca Dumnezeu să-i ajute să-și păstreze, să-și păstreze cărarea dreaptă, curată, nepotată și dacă nu ne mai vom vedea aici, mă rog ca Bunul Dumnezeu să ne ajute să ne vedem acolo pe planurile acelea cerești unde vom moșteni cerul împreună și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Amin. Mulțumim Domnului și mulțumim fratele Grigore, Domnul să bine cu fie. Vreau să continuăm cu biserica, cântăm o cântare. Domnul fratele Dan, ne rog pentru noi, pentru noi, pentru noi. Doar bine, ajungem. Cântăm o cântare și aveți o cântare, fratele de la Londra, de asemenea, fratele Mitică, el din zona noastră, de la marginea, am bucurat ieri când am văzut că e din zona noastră de acolo. Să ne ducă și el un cuvânt ce este Dumnezeu a pune pe inimă și Dumnezeu să-l bine cu mintea. Dumnezeu să-l întăriați. Și apoi vom continua să-l rugăm. După fratele, s-a anunțat acolo la grupa de copii, am înțeles că au o cântare și m-a întrebat dacă au loc, sunt copiii noștri, sunt copiii biserici, și le vom face și locul să-l rugați cu ei prin cântare aici azi și Dumnezeu să-i bine cu mintea. Deci, dacă fratele Miron nu poate, după cântare, anunțați copiii și să vină copiii și apoi după copii. Fratele, zică, amin. Căci prin cuptorul de suferință aceasta la sărbătoare, că toată cinstia și toată onoarea o merită unul singur. Și acesta este numele Lui, este Iisus Hristos, Domnul. E o bună întrebare în dimineața aceasta, dacă suntem în adevăr la sărbătoare, de ce nu onorăm pe Cel ce este sărbătoritul în mijlocul nostru? Și Cel ce este sărbătorit în mijlocul nostru este Iisus Domnul. Este adevărat că la sărbătoare, de multe ori, în urma sărbătorii, la unii nu le place. Pentru că la sărbătoare se poate întâmpla câteva lucruri.
La sărbătoare se poate schimba, în sărbătoare se poate schimba în alte lucruri. Dar noi în dimineața aceasta suntem la sărbătoare, cerul e în sărbătoare, la muntele Sionului aici, sau cum se spune, la Maranata. La Maranata este sărbătoare, dar internul nu e sărbătoare. Și internul urlă. Și dacă urlă internul, cerul se bucură și noi ne bucurăm. De ce? Pentru că în ziua de astăzi, Domnul încă mai cheamă suflete la mântuire și o rog pe Duhul Sfânt aici să facă o sânge sărbătoare în adevăr. Numai 11, că mai sunt aici prin sală. Aleluia. Chiar dacă n-ai haine albe. Aleluia. Astăzi te poți împăca cu cel ce este viu. Aleluia. Cu cel ce-o primui vorbul morții, că Pietru, când a început să predicem, spune cuvântul Domnului, că a început să vestească cuvântul, Pietru era un om simplu. Pentru nu a avut teologii. Pentru nu a avut filozofii. Pentru nu a avut școală. Pentru a avut ceva. A avut ungerea divină care nu a fost niciodată. Ce lipsește vremea aceasta poporului este ungerea care o dă Domnul prin Duhul Sfânt. Și când Pietru omului Dumnezeu se ridică și începe să vorbească, cuvântul lui Dumnezeu care are autoritate, cuvântul lui Dumnezeu care schimbă viață, cuvântul lui Dumnezeu care transformă, cuvântul lui Dumnezeu care eliberează, cuvântul lui Dumnezeu care dă mântuire astăzi aici, lăudat să fie Domnul. Când Petru s-a ridicat, mă uit la tabloul acesta deosebit, atât de frumos, mă uit la lucrarea aceasta omului Dumnezeu. Când s-o ridica să predice cuvântul lui Dumnezeu, erau aproape 3.000 de oameni. Mă gândesc, cum s-o ridica omul ăla? Că acum unii nu se mai ridică dacă nu face schițe, dacă nu face... Nu se vede. Dacă îmi vine Duhul lui Dumnezeu, aleluia, îți schimbă toate lucrurile. Ce ziceți în ziua de astăzi? Vrei să... plinjei schimbat de puterea lui Dumnezeu? Eu pun o întrebare, ne uităm astăzi la tinerii aceștia, ne uităm la familiile acestea deosebite, îmbrăcați în hainele acestea albe, dar eu pun o întrebare, noi care le-am îmbrăcat odată, mai avem hainele curate? Mai avem veșmintele curate? În ziua de astăzi, Duhul lui Dumnezeu poate și sângele Lui ne poate curăți. Mă rog în ziua de astăzi pentru voi ca Dumnezeu să vă păstreze haina curată până vine El. Și împreună cu voi să fim și noi și casele noastre. Eu țin pe Duhul Sfânt în adunare și vreau să vă spun că noi suntem Biserica lui Hristos botezată de Domnul cu Duhul Sfânt. Credem în Duhul Sfânt? Credem în puterea Duhului Sfânt? Duhul Sfânt are putere astăzi să mântuiască. Eu rog pe Duhul Sfânt în ziua de astăzi El să lucreze. Mi-aduc aminte când trebuia să împlinesc să fac majoratul, m-a întrebat cineva ce-ți dorești de majorat? Și a spus, nu-mi doresc altceva decât să mă împac cu Dumnezeu. Aleluia. Și nu regret niciodată, la vârsta de 18 ani, n-am intrat ca și voi aici, nu erau condițiile care sunt aici. Erau alte condiții. Am intrat în apa botezului într-un râu și acolo am mărturisit credință și s-a deschis cerul. Astăzi aici se deschide cerul. Astăzi aici vreau să spun că mai e iertare. Astăzi aici Dumnezeu dă vindecare. Da, vreau să vă spun câteva lucruri la botez. Se întâmplă câteva lucruri. Intrând în apa botezului, poate în urma mărturisirii, în urma mărturisirii credinței aici, în urma ce frații slujitori vă va mărturisi înaintea oameni, înaintea lui Dumnezeu, aș vrea să vă spun, noi pe oameni putem să-i mai înșelăm, dar vreau să vă spun ceva, pe Dumnezeu nu mai poate să ne înșele nimeni. Noi aici, intrând în apa botezului, ne mărturisim noi, mărturisesc frații despre noi, dar vreau să vă spun ceva, la botezul cu Duhul Sfânt,
Acolo face diferența, Domnule. Și cel ce pecetuiește, se vorbea despre botezul cu Duhul Sfânt, vom începe stăruința seara, s-a început pregătirea, din nou se pregătește și vrem să intrăm în lucrarea aceasta, intrăm în scufundare. Aici se va face botezul acesta în apă prin scufundare. Botezul cu Duhul Sfânt este scufundarea în Duhul Sfânt. Și noi când ne scufundăm în Duhul Sfânt, suntem plini de Duhul Sfânt. Vine botezul care este semnul vorbirea în alte limbi. Și vine puterea Duhului Sfânt. Mi-a pus o întrebare stând aici în față, că atât de bine să vedem. Și mi-am pus întrebarea, de ce nu mai avem bucurie? Și Duhul Sfânt îmi spunea așa, am în vedere să dau poporului meu bucuria mântuirii, care nu ți-o pierdută. Dacă în ziua de astăzi aș vrea să facem o rugăciune, aș vrea să ne rugăm să spune, Doamne, dă-ne din nou bucuria mântuirii. Haide să ne întoarcem pe cărările vechi ale pocăinței, că ne așteaptă Dumnezeu, oameni buni, încă te așteaptă, nu regret, îmi spuneam mulți prieteni, te-ai botezat, te-ai întors la Domnul de copil, de tânăr, ai încheiat legământ. Vreau să vă spun ceva astăzi, cea mai frumoasă viață este cu Iisus. Ne trece prin valea umbrei morții, dar nu mă temă, că Tu ești cu mine. Când ne-ai trecut prin valea umbrei morții, cine a fost cu tine? Frații spuneau că sunt de la Suceava, eu sunt de la Arad. Dar vreau să vă spun că nu contează de unde suntem. Într-o zi vom fi toți în împărăție. Aș vrea, pentru că timpul trece și înaintea și vrem să ascultăm cuvântul Domnului și vrem ca Duhul Sfânt să lucreze, robul Domnului, ne rugăm să-i fie ungere proaspătă, ne rugăm să fie cuvânt divin, încă Duhul Sfânt are în vedere să lucreze. Mă uit la ceasul 12:30 și încă mai sunt din împiedică și pun întrebarea, de ce? Este apa aici, ce te împiedică? Îmi aduc aminte de o întâmplare reală, o tânără dintr-o biserică din țară, îmi aduc aminte, îmi spunea cineva întâmplarea aceasta, a lăsat un bilet în urma unei slujbe la adunare, a lăsat un bilet de adio și a spus, eu n-am să mă pocăiesc niciodată. A lăsat biletul undeva în bancă și a plecat răsplătită. A ieșit afară din adunare și undeva pe trecerea de pietoni, o mașină a venit și a călcat-o. Și a murit. A găsit mai apoi biletul să le anam să mă bat niciodată cu Dumnezeu, adică. Eu pun o întrebare în ziua de astăzi. Astăzi e o zi de hală. Aleluia! Și Iisus e în adunare. Aleluia! Și în adunare vreau să vă spun că aici e casa lui Dumnezeu, mi se cheamă numele Domnului. Știi că în adunare nu poți face ce vrei tu? Știi că în adunare cel ce-i prezent e Dumnezeu? Știi că în adunare Iisus se uită chiar cum vii înaintea Lui? Dacă înaintea oamenilor nu poți să mergi oricum, înaintea Lui Dumnezeu, cum îți permiți să vii? Înaintea Lui Dumnezeu, vii și vestești cum în adunare? Vin adunare și faci alte lucruri și aștept să vină biruința Lui Dumnezeu. Oameni buni! Adunare în casa lui Dumnezeu unde se prezintă Dumnezeu și aici în adunare Dumnezeu face ce vrea, de ce? Că Dumnezeu e suveran. Și vii la adunare și vii să vezi ce se întâmplă. Vreau să spun că în adunare aici Dumnezeu schimbă vieți. În adunare Dumnezeu transformă. Aș vrea să închei și aș vrea să cuvântul acesta să-ți pătrundă în urma minte și în inimă. În ziua de astăzi pleci de aici. Ai garanția zilei de mâine? Sunt aici persoane în față Duhul Sfânt de cunoscut care trebuie să mă îmbrace haina albă. Când fratele odată în demnul de la Cașvană spunea Duhul Sfânt, spune la omul ăsta că n-are să plece de pe pământ, până n-are să vadă toată casa mântuită, că făcătuințele Domnului să vă duce la îndeplinire. Că de multe ori eu spus, am să plec de pe pământ și n-am să văd casa mântuită. Și Duhul Sfânt spune că mântuiești în astăzi. Dovada e că Dumnezeu ascultă rugăciunea, vin toți oamenii la El, așa spune cuvântul Domnului. În familia în care suntem găstuiți și cu ocazia aceasta vreau să-i mulțumesc fratului Nicolae și
toată familia, pentru că Dumnezeu i-a binecuvântat, s-a pus la dispoziție și Dumnezeu să-i răsplătească. Suntem 5-6-7 frați care am venit. Dumnezeu a rânduit toată familia aceasta, s-a pus la dispoziția Domnului cu totul. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze, dar vreau să spun ceva. Poți să fii și tu părtaș. Poți să fii și tu părtaș la binecuvântarea care Dumnezeu e gata să-ți o deie. Noi așteptăm binecuvântările de la Dumnezeu, dar vreau să spun, cu binecuvântările care ți le dă Dumnezeu, ce faci cu ele? Și aici vorbesc din partea lui Dumnezeu. Am vrut să mă opresc și vreau să mă opresc, dar simt că Duhul Domnului n-are de lucru. Domnul, în ziua de astăzi are în vedere să ne cerceteze, că Domnul vrea ca în ziua de astăzi aici la botez să înțelegem că botezul, cum spunea fratele Grigore, e o moarte. Este o moarte, dar este o înviere și când învii odată cu Hristos, lăudată pe Domnul, când ai înviat odată cu Hristos, aș vrea să spun ceva, în trupul lui Hristos, noi care suntem măculare vii, mădularele și ce face lucrări în trupul lui Hristos. Te întreb astăzi și te întreabă Duhul Sfânt, ce mădular ești în trupul lui Hristos? Ești mădularul care lucră la carul Evangheliei? Sau ești mădularul care pui adesea ori piedici ca și carul să nu poată să înainteze? Și am stat și am meditat ce îmi spunea Duhul Sfânt când am intrat aici. Am pus un car în locul acesta. Aleluia. Și unii s-au suit în car și alții stăteau pe lângă car și au zis, noi nu ne putem sui în carul ăsta. Și Domnul punea o întrebare, de ce nu te poți sui în carul acesta? Pentru că vreau să vă spun de ce. Că nu ne-am dezbrăcat în totalitate de unele haine. Ne putem îmbrăca cu haine frumoase, dar până nu ne dezbrăcăm de omul cel vechi și îmbrăcăm haina neprihănirii, oameni buni, nu putem mânca carul acesta. Și ăsta e carul biruinței, care Domnul l-a pregătit pentru noi. Mie eu aici un bilet, sora Alina, aici a trebuit altcineva, pentru sora Alina are o cântare, după aceea văd că... Am crezut că pentru rugăciune, vrem să ne rugăm în dimineața aceasta. Dar vreau să vă spun ce repetam aseară pe Simionuc, omului Dumnezeu. Spunea Simionuc, ne rugăm până ne rugăm. Oameni buni, suntem la biserică. Aici e casa lui Dumnezeu. Duhul Sfânt e aici în adunare. Vine vremea, spunea Duhul Sfânt în urmă cu ani de zile. Vine vremea când doi cu doi nu se mai pot aduna. Vine vremea când o să se mai audă așa vorbește Domnul și cineva îmi spunea, frate, când o să vină vremea? Și zic, vine scurtă vreme. Și a venit vremea. Când doi cu doi ne-ai putut să te adunem, ne-ai auzit așa vorbește Domnul. Acum la unii nu-mi place așa ceva. Pe cum să vorbească mie Domnul? Dacă nu vorbește Domnul mie de bine, am luat de la Domnul. Dacă ne vorbește Domnul nasprime, lasă-mă și cu ăsta. Oameni buni. Duhul Sfânt așa vorbește dimineața aceasta. Am în vedere pe mulți de aici să le dea Dumnezeu stare de maturitate spirituală în care să înțelegem în adevăr ce are Domnul împreună cu noi. Căci noi, Domnul are în vedere să lucreze. Vine vremea, așa ne arată Duhul Sfânt, că în locul acesta va fi neîncăpător, că se vede de o parte și din alta. Cu mulți vă privesc și sunteți în vremea aceasta, în, cum s-a spune, în mijloc, cu atenția multora și mulți vor veni în locul acesta să vadă ce se va întâmpla. Dar Duhul Domnului va străpunge și mulți vor la ocurârea să rămână aici. Dar Domnul spune așa, farul care l-a lăsat aici să lumineze în adevăr, că văd aici cineva căuta ca farul acesta să-l acopere cu o pânză neagră și-o râs, dacă acoperim farul acesta, da, nu să se mai vadă lumina. Și Duhul Sfânt spune așa, atâta vreme cât va fi unitate, farul acesta va lumina și va străbate multe vieți. Și când farul acesta va lumina, o să Duhul Sfânt, farul lui Hristos. Aleluia. Și când Hristos luminează, știi ce se întâmplă? Vin oamenii la pocăință, vin tinerii ca rău, așa spune Dumnezeu. Șamania Dumnecomina Gabia Sfântă. Nu la voi întâmplări, e venit aici. Pentru tine, bărbatul e cu roșu, așa vorbește Duhul Sfânt. Recomina Manda la prea Sfântă. Da, valurilor căutat, îmi spune Duhul Sfânt, să-ți acopere casa. Și steag tu pe steag, că doar eu văzut și m-aș pus să ridice, dar n-am îngăduit că sunt Dumnezeu. În dreptul unii lucrări la
care mă aștepți de multă vreme și în taină m-ai chemat și ai spus, dacă aici e Domnul, să stai la sfat cu mine, așa vorbește Dumnezeu. Da, am în vedere să lucrez la două suflete, zice Domnul. Intru în casa ta, fac un popas, zice Domnul, și fac o vindecare pe deplină ca să se cunoască în Israel, că eu sunt Dumnezeu. Intrăm la rugăciune, intrăm la rugăciune. Vreau să mulțumesc Domnului pentru dimineața aceasta atât de minunată care ne-a ajutat și am putut să ajungem aici. Fratele Ilie s-a ridicat și a făcut prezentări. Noi venim din județul Suceava și m-am uitat aici, a spunea la vedere majoritatea din județul Suceava. Dar eu vreau să spun un lucru, că Domnul Iisus spunea un lucru. Cel ce v-a lăsat tante, mamă, frat și urmă, Domnul vă lase frați în suteți. Eu mă bucur și cu frații de la Arad, mă bucur și cu frații de la Satul Mare, fratele Ghițe. Eu vin cu mâna marginea, dar acolo la Londra, să merg în biserica El Shaddai, la fratele Ghițe Vene. Așa urând lui Domnul. Dar aici m-am uitat în dimineața aceasta peste tineri, nu care sunt aici în față, ci peste tineri care mai sunt în spate acolo. Și m-am uitat la primul frate, a venit aici și când s-a ridicat, a rămas marcat de câteva lucruri. N-am putut să-și deschidă gura. Nu că nu avea cuvinte. N-a putut să-și deschidă gura de bucurie, căci copilul lui în dimineața aceasta este aici. Oare tu tânăr care ești acolo în spate, sau tânără care când nu te-ai hotărât? Aici s-a deschis un pasaj atât de frumos, spunea, după ce am auzit aceste cuvinte, dar în urma lucrării, a unei lucrări deosebite, m-am uitat la Petru, un Petru care s-a lepădat, un Petru care a spus că nu-L cunoaște pe Domnul Iisus, un Petru care a umblat cu Domnul Iisus. A umblat, a văzut minunile, un tânăr care umblă la adunare, care vede minunile lui Dumnezeu, care vede eliberări, care vede vindecări, care în familia lui îl vede pe tata și pe mama, plecat pe genunchi în fiecare dimineață și în serile târzii. Nu se ridică de pe genunchi. Poate ai venit din altă parte, poate ai venit de la bar, poate ai venit de la alt loc. Și mama ta s-a rugat și tu ai auzit de multă vreme. Eu spun astăzi un lucru. Nu uita că ea nu-și va ridica genunchii de acolo până tu nu vei tata pe botezul lui. Dar vină pe pișoarele tale, spune atâtea ori la mulți tineri. Nu vine în altă ipostază. Că și mare bucurie va veni când tu vei veni pe pișoare. Și-l văd pe Petru în urmă. Și se strâng acolo la Ierusalim și coboară Duhul Sfânt peste ei. Și Petru face un lucru ascultat și spune, atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei și voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și să ascultați cuvintele mele. Petru s-a ridicat și a spus, ascultă ce cuvintele lui, știți de ce? El a umblat cu Domnul Iisus și a văzut toate lucrurile, toate minunile. Dar știți de ce a avut putere să se ridice în picioare? Că și acolo s-a cuvărât puterea lui Dumnezeu. Acolo s-a cuvărât Duhul Sfânt. Și în urmă și-a cuvântat Petru. În urma cuvântării lui Petru, spune acolo, după ce au auzit cuvintele și au rămas răpuși unde în inimă. Poate și astăzi și se spunea de și-a inima petrită. Eu spun un lucru. Eram în una din seri la rugăciune. Și acolo un bărbat, care este ortodox, a ieșit în față și s-a rugat brațe, fratele Ghițe, cunoaște și s-a rugat brațe pentru el. Și duminica dimineața a venit la slujire și m-a scos până afară și a zis, vreau să spun și va tremura și plângea. Și a spus, spune, ce se întâmplă? Au zis, miercuri seară, eram la rugăciune și am avut o vedenie, zice, cred că o vedenie, zice. Am văzut pe Domnul Iisus cum a venit la mine și a spus, deschide ușa. Atât de tristat era și de tulburat, nu am găsit cheia. Dar am spus, dar miercuri seară, n-a ieșit în față, a zis, da. I-am zis, miercuri seară, că ai deschis ușa lui Iisus Hristos. Și Iisus Hristos a intrat în inima ta. A început să plânge, era atât de bucuros și a intrat, că așa a spus, roagă-te și pentru soția mea. Zilele acestea, fratele Ghițe spunea, s-au hotărât să intre în apa botezului și eu și soția mea. E o mare bucurie că acum dimineața aceasta, tineri și tinere care ești aici, să-ți deschizi inima și să te hotărăști să intre în apa botezului. Câteva săptămâni sau săptămâni în urmă, un tiner a venit la fratele Ghițe și a zis, vreau urgent să-mi iau botezul, că nu știu cât, sau nu știu cât voi mai duce. E ziua ta în dimineața aceasta în care vei asculta și vei auzi cuvântul lui Dumnezeu.
El spune un lucru în dimineața aceasta, hotărăște-te pentru Iisus Hristos. Amin. Eu mă bucur în dimineața aceasta, vorbea cu fratele Ghițea la Londra și spunea că în urma și s-a făcut deschidere, au zis Duhul Sfânt a lucrat la prin de minunat că s-au hotărât 8 suflete. Astăzi vă dai și mult mai multe. Astăzi voi vedea un minune. Astăzi voi vedea tineri aici care se vor hotărâi pentru Hristos. Pentru că mâinile și s-au ridicat că au în familia lor nemântuiți. Mâinile acestea le-a văzut Iisus Hristos. Și în dimineața aceasta, aceste mâini ridicate, Domnul Iisus va pune parafa rezolvării. Domnul Iisus în dimineața aceasta va cerceta inimă cu inimă. Dar am o tristețe în suflet. Că sunt aici bărbați și femei de ani de zile pe care au făcut ei. Și fratele Grigore spunea un lucru, nu se bucură. Și te ține în dimineața aceasta să n-ai bucurie. Care spune lucru după Evanghelia aceasta, o zici păcatul care te împășoară așa de lesne, faci un zid de despărțire între sine, între tine și Mântuitorul care s-a favorit în dimineața asta aici, prin cântare, prin cuvânt atât de frumos. Fratele, m-am furat de el, eu nu am tată de la 4 ani, dar acest părinte, acest tată a zis că s-a rugat și bucuria lui a fost în mare. Și eu am avut bucurie și am văzut copiii mei în afa botezului. Și am văzut încă o minune în casa noastră. Am o fată cea mai mică la 14 ani. În urmă cu ceva vreme, Domnul a botezat-o cu Dumnezeu. Nu e o bucurie, frate și surori. Bărbați și femeie care stai pe bancă și poate inima ți-e întristată. Astăzi s-a deschis cerul și bucurie. Vreau astăzi să se deschide inima ta. Amin. Și aici să fie o bucurie în dimineața aceasta. Acești tineri sunt plini de bucurie. Fratele Grigore spunea că în bucuria aceasta ești pe ușa și aceasta trebuie să se vadă pe fața ta, pe chipul tău. Știi de ce? Că ai încheiat un legământ cu Domnul. Dar vei veni lucrurile, vei putea sta în picioare. Știi ce te va înțelea în picioare? Vorbeam cu fratele Ghiță și spunea așa seara la câțiva tine. În picioare te va ținea postul și rugăciunea. Nu numai nu mama și-a lucrat la de astăzi, hotărârea care lui e aici. De astăzi, tu Sfânt se coboară peste ei. Vor urma seri de stăruință. Vor urma serile de stăruință și vă spun un lucru. Nu rămâneați desnădăjduiți. Pentru că Iisus Hristos are putere, se coboare și se lasă cu un Sfânt. Amin. Mai departe, aici spunea, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezați în numele Lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Aleluia. Mare minune! M-am bucurat azi botezul de lumini și pe lucrare deosebită. Frați și surori, la stăruința rugăciunii, spunea la seara la un tânăr, i-am zis, oare un șantier tot așa, strângi? O zis, un șantier nu prea strâng, dar dacă te calcă pe pișor tot așa strângi, frați și surori, stăruința rugăciunii se numește o rugăciune stăruitoare. În dimineața și asta, suntem această bucurie, vreau să-l aduc fraților pentru că și cum zicea și fratele Grigore și frate, sunt frate cu mai mare experiență. Dar am o mare bucurie dimineața aceasta să fiu la părtășile ei. Am o mare bucurie dimineața aceasta. Ieri coborând pe scări de acolo unde stau, m-am întâlnit cu Marginean, că m-am uitat, am zis, te cunosc de undeva. M-am uitat, nu prea cunoșteam. După aia m-am zis, nu cred că te cunosc. Și au zis, stai peste drum, stă peste drum de mine. Dar știi ce mă bucur? Că și dimineața aceasta o văd în casa lui Dumnezeu. Nu te bucuri în dimineața aceasta să-ți vezi copilul în casa lui Dumnezeu? Dar spun la tine care sunteți aici, astăzi e o zi binecuvântată, astăzi s-o deschis cerul și astăzi tu și ceilalți poți să fiți scris în numele voastre în cartea vieții. Eu rămân la aceste cuvinte. Mulțumesc Domnului pentru toată lucrarea și asta și mulțumim Domnului în continuare. Amin. Amin. Domnul să binecuvânteze. Vrea să continuăm. Mai cântăm o cântare. În urma cântării, Domnul să binecuvânteze cu fratele Nicu Ladă, nu l-am cunoscut, zile acestea că nu au venit între noi, l-am cunoscut și mă bucur că Dumnezeu încă mai are oameni de care se folosește. Și mă rog ca dimineața aceasta Dumnezeu să-L folosească. Amin. Și dacă este cineva plictisând, Duhul Sfânt să-L cerceteze. Amin. Dacă este cineva care a fost într-o sală un bărbat aici între noi la slujbă și în timp ce vorbeam aici,
ceva Duhul a luat între mine și au început să ia de râs, frate, de la ordine, cu anumite lucruri. Și în urmă, Satana l-a scos afară de pe ușă. Că nu poți să stai, Biblia spune că păcătosul nu poate sta în mijlocul celor neprihăniți. Dar eu vorbesc dimineața aceasta, nu vreau ca păcătosul să plece afară tot păcătos. În ziua aceasta Dumnezeu să aducă eliberare. În ziua aceasta, dacă mai sunt anumiți bărbați sau femei sau tineri cu asemenea lucruri care au venit să vadă, care au venit, eu știu, pentru anumite lucruri, dimineața aceasta să fie o dimineață care Duhul Sfânt să intercepteze și vrută să rămână în casa de adunare, să se hotărască, să ia decizii, nu să vină și să facă anumite lucruri, să nu să plece, nu! Doresc Dumnezeu să mântuiască, să dea biruință, să elibereze. Iar dacă este cineva care e împovărat de anumite băieți și nu se poate bucura de sărbătoare, Hristos să-ți ia povara în dimineața aceasta și să te bucuri de sărbătoare. Spunea fratele Iosul, bine, e sărbătoare în cer, e sărbătoare în biserică. Am dormit puțin la noapte, am ajuns la unul acasă, m-am dus, m-am rugat de o parte, am așteptat să vină copiii, că eu mi-am luat în urmă, m-am dus în casă, m-am dus la noi în bucătărie, m-am plimbat. Și am așteptat cu emoții ziua aceasta și am o bucurie la unul de ce? Că Dumnezeu mântuiește, că Dumnezeu cheamă la mântuire, că, vedeți, lumea se duce în direcția ei, oamenii se promovează unii pe alții și unii zice, bă, ce mai fiți cu pocăința trebuie, aș vrea să-ți spun ceva. Pocăința rămâne că Hristos o întineiată. Și într-o zi Hristos îi vor lua pe pocăiți și îi vor duce acasă în cerul lui. De aceea astăzi înscrie-te voastre, înroiază-te în luptă și Dumnezeu să vie de partea ta. În dimineața aceasta mai lăsăm ale noastre, avem poveri, avem frământări, avem datorii. Le dăm lui Hristos astăzi și să ne bucurăm de sărbătoarea care e aici. Și Dumnezeu să fie binecuvântat, Dumnezeu să fie slăvit, Dumnezeu să fie onorat. Dar cineva merită astăzi lauda, e Dumnezeu oamenii. Eu nu sunt un bun orator, nu sunt un mare predicator. Bă, ce bine a predicat și nu mișca pe oameni acestea, nu. În fiecare zi au venit unul acasă, alții în adunare și cu lacrimi în ochi. Am întrebat pe unii în zilele acestea, ce te-a determinat? Vrei să te însori, nu te stână, te-a pus mama, nu știe, te-a pus tata, dar ce? O spus, am țâțât în lăuntru inimii mele, că seara aceasta vreau să spun lui Dumnezeu, că și eu vreau să-l scriu. Și aici astăzi Dumnezeu să vine cu tine și să cerceteze toată adunarea. Și în urmă Dumnezeu să trezească la realitate. Pământul, a spus Hristos, trece. Cerul trece, cuvintele lui rămâne. Și toți acei ce se înrolează în această luptă într-o zi vor vedea viața mielului. Slăvit să fie numele lui. Hai să continuăm asta, nu fiți deslădăduiți, descurajați, ce va fi, vă spun eu ce va fi. Toți acei ce sunt aripile lui Hristos, îți declarați biruitori oameni. Pentru că El a spus, eu am biruit lumea și ne deamnă pe noi îndrăsniți și Domnul să ne ajute. Pentru că nu oamenii, nu Petru, nu Iacov, Hristos a spus, eu am biruit și noi vom fi biruitori. Măriți să fie numele lui Dumnezeu. Haideți să cântăm spre slava Domnului o cântare, ridicați pe picioare, să ne mai desforțăm oasele și Dumnezeu să ne cupleze la cântare. Nu-i chemat lui Dumnezeu la să cânte, nu-i chemat Iulie să cânte gura. Noi toți suntem aici astăzi să lăutăm pe Dumnezeu pe cântare. Aici să coboare slava lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu să cerceteze, Duhul Sfânt să vorbească și biserica să se bucure de îndurările celui prealalt. Amin. Un dur care am rămas la capitolul 2, dacă poți să mă ajuți, versetul 42. Ceea ce urmează pentru ei și pentru noi ca biserică și ar trebui să rămânem la lucrurile acestea. Uitați ce spunea cuvântul aici. Capitolul 2 din Faptele Apostolilor, versetul 42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și foarte important, mă gândeam, dacă toate acestea sunt împreună, învățătură, legătură frățească, frângerea pâinii, rugăciuni, uitați ce se întâmplă ultimul verset din capitolul 2, 47. Uitați ce se întâmplă. Ei lăudau pe Dumnezeu. Și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și uitați ce face Dumnezeu. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Acum pun întrebarea, depinde și de mine și de tine, să trăiesc o pocăință reală sau nu? Bine. Sigur că da. Sigur că da. Pachetul acesta merge mână în mână. Un pic s-o schimba, dar am să, de aici încolo am să vorbesc ca să duc biserica pe o linie bună. S-o cam schimbat lucrurile. Multă rugăciune, ne adunăm tot felul de lucruri și am lăsat, de fapt, ceea ce trebuie pus în rânduială, învățătură.
Legătura frățească, eu pun întrebarea. Poți să faci ceva fără să știi? Nu! Trebuie să cunoști. După ce cunoști, te unești. După ce te unești, stai la această frângere împreună. După ce toate acestea sunt la chef, ce faci? Te unești la rugăciune. Și Dumnezeu își împlinește făgăduința. Ei lăudau pe Dumnezeu. Și erau plătuți înaintea fiecărui norod. Și un lucru important, asta nu le poate să facă omul. Da, eu fac partea mea, Dumnezeu te faci. Duhul Sfânt sensibilizează. Duhul Sfânt îl face pe omul conștient, da, tu ești vinovat. Da, tu ești păcătos. Și omul se recunoaște și pune întrebarea care a pus-o oamenii din legația lui Petru. Ce să facem? Și-o primit răspuns. Fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus și nu s-a oprit aici lucrurile. Gata, v-ați botezat, de acum așteptați pensia. Nu! Veți primi darul Sfântului Duh și Dumnezeu își face lucrarea și își continuă lucrarea și vine tabel și creunește lucrarea și spune ceva foarte important. Odată vine și spune, duceți mântuirea aceasta a voastră. Până unde? Până la capăt, frații mei. Până la capăt. Nu ne oprim la 2 ani, la 50 de ani, la o lună, nu. Cu Domnul până la capăt. Iar când simți că ești epuizat, spunea fratele Ghita și cânta o cântare aici, aseară, cred că. Când nu mai poți tu. El poate că-i Dumnezeu mărire lui. Și de aceea, fiecare dintre noi, haideți să contribuim la lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne vină cu mintea. Mulțumim Domnului pentru timpul acesta. Mulțumim Domnului pentru ziua aceasta. Mulțumim Domnului pentru harul acesta. Și am vrea Dumnezeu să dea har în continuare. Aș vrea să vă rog ceva. În timpul cântării nu se întâmplă nimica. Nu căutați să urlați, să ieșiți, să o veniți și să se îndrumuzească lucrarea și să nu funcționeze. Nu. Am vrea, așa cu liniște, cu pace, să vă cânta o cântare. Fratele meu, să mă schimb, să-mi luăm hainele. Tinerii aceștia sunt aici, gata, pregătiți, noi suntem pregătiți și am vrea să facem lucrarea propriu-zisă. Și vreau să spun ceva aici. Așa mi-e inima plină de bucurie pentru ei, ca pentru copiii mei. Pentru că am fost într-o mică discuție și fiecare, vedeți lucrarea lui Dumnezeu, fiecare spune ceva diferit față de celălalt. Eu întreba deschis. Te pune cineva? Nu. Te-a pus mama? Nu. Te-a pus tata? Nu. Dar ce urmărești? Și fiecare vine cu o mărturie deosebită. Unul spune, am spus Domnului, dacă vin despre mama mea, mă pocăiesc. Dumnezeu își face lucrarea și îi sensibilizează inima. Și acel om care nu crede în Dumnezeu spune, da, eu trebuie să mă pocăiesc. Un alt tânăr zice, inima mea, o să-mi zic că în sara aceasta trebuie să renunț la lume să privesc spre Dumnezeu. Un alt tânăr care aici l-a întrebat, ce de determinat ești tânăr? Și a spus, eu vreau și eu să mă pocăiesc. De ce? Să-L slujească pe Dumnezeu. O altă familie care nu sunt casa lor, Alexa și cu nevasta, am rămas foarte impresionat. Și l-am dus la întrebat, măi Alexa, tu ești din familie de ortodox, părinții tăi au ritualuri, părinții tăi trebuie să tot felul de lucruri, nu crezi că pentru tine va fi greu? N-ai chiar să continui alergarea? Și-a spus, nu. Când s-a păcăit Sergiu și când erau anumite lucruri, mai gândeam și eu ceva trecător, dar am spus, am o vreme, de când am început să mă plec genunchii. Și-a spus, nu mai pot să fiu cine am fost, a spus. Nu mai pot să fac ce am făcut. Mă gândesc că aia e păcat, aia e păcat și Dumnezeu mă vede. Și am întrebat pe nevasta lui Estera, Estera, crezi că e schimbare? Și-a spus, da, e o schimbare. Am început să ne rugăm, am început să știm Biblia, am început să dăm înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să binecuvânteze familia aceasta. A trecut nu multe zile și într-o zi aici ne-am trezit cu fratele Robert, Dumnezeu să-l binecuvânteze. S-a dus, s-a mutat pe cineva care i-a furat roțele la mașină, la un frate dintre noi. Și-a spus, eu m-am dus să ajut să pune roțele, dar ce m-am împingea să ajung la adunare și-a dus pe ziul. Și-a țara ce era har, aici Dumnezeu a lucrat. Eu de asta mă duc pe Robert în mijlocul adunării și mă duc m-am hotărât să-l furăz pe Dumnezeu. L-am întrebat în casa lui când m-am dus prin rasa la ei. Robert, tu realizezi ceva și-a spus, da. A spus, prea mulți ani am pierdut. Prea mulți ani am pierdut. Prea mulți ani am cinstit părinții, copiii, nevasta, lucrurile care trăiesc. Și-a spus, am cinstit pe Dumnezeu, nu mai vreau să trăiesc așa. Și-a stat de vorbă cu nevasta atunci și a spus, tu, venind din familie, nu-i nimic ortodox, crezi că poți să rămâi credincioasă? Și i-am plecat ca putut, da, cred. Cred. Și-am întrebat, crezi că e real Dumnezeu? Nu-ți cred. Crezi că Dumnezeu mă merge prin noi? Nu-ți cred. Și-a spus, Dumnezeu să te binecuvânteze. Și am stat de oră și iată când luați asta sunt aici, Dumnezeu să-i bine cu mine! Atunci din seara, din tânărul am rămâns, așa m-am bucurat de el. Am venit printre rândurile adunării, s-a venit cu mine, am venit să stau de vorbă cu voi, l-am întrebat și de mărmântă. Și-a spus Dumnezeu mi-a vorbit, cum ți-a vorbit? Mi-a spus că e vremea să mă întorc la el. Și-a spus, nu mai vreau să amân, nu mai vreau să amân.
să mă ajute, vreau să mă întorc la Dumnezeu. Mi s-a făcut inima de bucurie și am cântat aici. M-am hotărât să-L numesc pe Dumnezeu, să-L dească și să numele Lui. S-au trecut multe zile, ultimul când am luat Adrian, așa m-am bucurat de El serenul trecute. O venit cu capul plecat, smerit, și o venit la mea și l-am putut să vrea să mă păiască. Mi-am zis, ești tânăr, Adrian, ești tânăr, ai viața înainte. S-a spus în lui inima mea, inima mea să arăți asta, s-o descris și Dumnezeu să intre în ea. Așa mi-a făcut inima de bucurie și am simțit că Dumnezeu e de adunare cu păcere, m-am primat, ne-am bucurat cu El. Dumnezeu să-L binecuvânteze. Într-una din zile a venit în Rusau, din Germania, și noi l-am venit pe Duhul Sfânt, o vorbită și-o studiată. Am să trimit pe unii din Germania, pe alții din România, pe unii din altă țară, și vor veni aici și vor găsi o dinicre. Și-au spus mie, tu să-i primești cu mine, să te porți cu ei cu mândeță, și-au venit într-o de Saul. Mă-i frat în casa de adunare a lui Saul, nu realizezi, te faci. Și-au spus, da, n-ai vrea să mai trăiești la altceva? Și-au spus, nu. Vor veni lupte, vor veni frământări, și poate e să vii acute la altceva, așa, exact, așa, poate oamenii vremea, n-ai să ai bani, n-ai să ai tot felul de lucru, ce te face? Și-au spus, eu tot vreau să mă pocăi. Dumnezeu să-L binecuvânteze. Și-au luat câteva zile, țându-mi de lui din Belgia. Și-au spus, eu vreau să spun ceva, spune. M-am întărât de multe ori pentru Dumnezeu și am fost gata să fac pasul. Și de fiecare dată sunt am întors înapoi. S-au dus, îmi pare rog că tu mulți ani, dar nu mai pot întoarce lucruri. Uite de rău, eu vreau să vin la Viena, mă botez pe mine. Am pus ceva sân înaintea lui Dumnezeu. Am vorbit cu El foarte deschis. Și am spus, dacă Dumnezeu vă arată lucrul acesta, vino la Viena. Nu noapte l-am durat, am discutat cu El, am spus, vino. Și așa m-am bucurat că semnele acestea au fost aici. Am discutat cu El la altă seară și am întrebat, dar nu-ți... N-am putut să vorbim multe lucruri, eu spus, am pierdut prea mulți ani în El. Am pierdut prea mulți ani, eu spus, și am pierdut multe binecuvântare. Și am întrebat, măi, că mi-ar putea gândești că ai trăit în mizerie cu noi, poți să te dori înapoi și-o spus, nu. Vreau să rămân credincios, Doamne, binecuvântă-L pe Daniel. Iar atunci o venit Elie, altul din casă de familie de ortodox, el nu mai așa mai moare. Și am întrebat, măi, mie, poate părinții tăi vor fi contra, poate surorile tale vor fi contra, ce îi face? Eu spus, eu vreau să mă pocăiesc. Eu vreau să mă pocăiesc, Ilie. Poate te vor chema la tot felul de lucruri. Și spunea Ilie, nu, eu vreau să mă pocăiesc. Am stat de vorbă cu fiecare din ei. Doamne, binecuvintează-i! Doamne, ce cuvintează-i! Iar a venit în țări, în Saul. Așa m-am gândit cu mine acest arabul. O venit cu mine. Și-a spus, este un lucru care m-a marcat. Am zis, am văzut un fel, mi-a capăt ceva în mâna unui bărbat în adunare. Înțeleam spus, s-a început să iasă porumpeciu, să vin și de binecuvântare. Și m-a întrebat că-l crezi că e de la Dumnezeu? A spus, da, e de la Dumnezeu. Dumnezeu poate să-L atingă de ochii tăi, a spus, și să vezi lucrările celui prea rară. Aș vrea să spun ceva, am citit într-o din cartea, să chema cartea aceea, despre o fată. O fată ca toate fetele din adunări, pocăită, adevărată, reală. Și într-o zi s-o îndrăgosti de un tânăr, un băiat. Până acolo că tu la păstor, eu mă căsătoresc cu el și mă duc după el când place păstorul, eu spus, nu te duc, nu te duc că mi-ai negretat. Și fata a rămas decisă să rămână pocăită, dar s-a rugat pentru el, s-a rugat pentru el, a postit pentru el și a venit o zi când bărbatul acesta a venit în adunare. După ce a venit în adunare, el nu mai avea gândul maritajului, nu mai avea gândul familiei. Scorțea o altă limbă și a spus către tânăra logodnică, amânăm căsătoria, am să plec. Și în țara respectivă, eu știu să vorbesc limba aceea, mă duc să vorbesc acolo despre Dumnezeu. Iar la întoarcerea mea, spunea el, când am să mă întorc, eu m-am căsătorit și așa au făcut. S-a dus în țara aceea și spunea cartea spre final, că într-una din zile era într-un corp în acel trib și traducea pe Luca, cartea lui Luca, și traducea în limba oamenilor. Pe când au venit anumiți barbari de acolo și-au dat foc cortului, unii din ei au murit când au reușit să iese, el a fost ars 90%, și în natura care a luat-o, a rămas orb total. Și spune cartea aceea că fiind luat și dus într-un spital din acea țară, fratele acestei tinere era misionar și s-a dus în misiune cu frate și se dau pe bolnav din spitale. Nu știa ce s-a întâmplat, pentru că sora lui nu mi-a primit de mult scrisori și nu știa ce s-a întâmplat, nu-i cred că prin vremea aceasta cu telefoane. Și spune că în spital acolo, în timp ce bărbatul acesta vorbea cu bolnav, acest nevăzător, după glas s-a spus, glasul tău mi-e cunoscut. Și-a spus, cum te cheamă? Și-a spus, eu simt cu tare, din țară cu tare. Și el spune, păi eu simt cu tare.
Și când am văzut bărbatul acesta, a spus, cum se poate? Și a spus, da, uite, că duceam pe Luca și a stat 90% și așa mai departe. S-a ocupat de el, l-a tratat cum a putut și s-a întors acasă. S-a căsătorit la câteva zile și aici vreau să spun ceva foarte important. Și spune că stăteau cu nevastă amândoi și priveau sara afară și el întreba, nevastă, scumpă, ce vezi? Și el spunea, mă, te țin cu tare, mă, te țin cu tare, mă, te țin cu tare. Și el întreba, mă, te țin cu tare, ce vezi? Și el spune că avea privire de așa, ca un orfor, tot cu viață. Eu vă dau ceva, ce vezi? Tu mă duc poastea cerul. Mă, pe Hristos în mici, mă, pieri. Mă, dar așa oameni îmbrăcați în alb. Văd lucru ceea ce n-am văzut niciodată și mă gândeam în ziua aceasta și din ziua aceasta Dumnezeu să deschidă ochii dumneavoastră și să vedeți lucrările celui prea înalt în tine, să vedeți lucrările lui Dumnezeu și Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă dărească, Dumnezeu să vă binecuvinteze în lui. Mă opresc aici și Dumnezeu să vie stăvin, onorat și binecuvântat. Hai să cântăm o cântare, în timpul acesta vă spun, frate, să ne rugăm. Și apoi am face actul propriu-zis al botezului. Amin. Trezește-te ea și te Sfânta Scriptură ne spune că e sărbătoare în cer. Voi puțin peste fețele dumneavoastră și nu vă văd bucuroși. Haideți să rugăm pe Bunul Dumnezeu să lasă lucrurile. Dacă cerim sărbătoare pentru un păcătos care se întoarce la Dumnezeu, mă uit aici, este mai mult de unul sau doi. Haideți să fim părtași cu cerul la bucuria aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu în 1 Petru spune în felul următor. Capitolul 3, începând cu versetul 21, pentru cei care doriți să urmăriți, spune în felul următor. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, anume botezul. Icoana aceasta închipuitoare este vorba despre o acțiune simbolică. Mai departe spune cuvântul, acum pe voi și anume botezul, care nu este o curățire de întunăciunile trupești. Am vrea ca Dumnezeu să-i conștientizeze pe ei și pe noi totodată că apa aceasta în care ei vor fi și vor intra nu spală trupul acesta, nu spală hainele, ci este mărturia unui cuget curat. Și am vrea să mergem în Romani, capitolul 10, cu versetul 10. Ascultați ce spune.
căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Mă rog ca Dumnezeu să-i ajute ca mărturia aceasta care o vor face aici în fața dumneavoastră, în fața cerului, în fața martorilor care sunt văzuți și nevăzuți, să-i ajute să o păstreze până atunci când Mântuitorul nostru Iisus Hristos va veni pe norii cerului și îi va chema pe cei care au ascultat și au rămas curați și nu s-au murdărit cu toate lucrurile acestea lumii, pentru că dacă privim în stânga și în dreapta, vorbeam, fac o mică paranteză aici când am intrat în înăuntru și stăteam cu fratele Nichică și spuneam cât de mare har din partea lui Dumnezeu să ai de tânăr să crești în casa lui Dumnezeu. Nu este mai mare har și bunătate din partea lui Dumnezeu și mă rog pentru ei și mă bucur totodată că sunt tineri. Dacă alți tineri într-o vreme ca aceasta zac în patim și alte lucruri, poate să confirm că Dumnezeu din înaltul cerului îi iubește. Și am vrea ca să ne rugăm pentru ei. Este foarte important să ne rugăm unii pentru alții. În felul acesta vom dinui, în felul acesta vom propăși, în felul acesta dați-mi voie să vă spun că noi toți am fost chemați la un singur lucru, să lărgim împărăția lui Dumnezeu. Nu am fost chemați doar să stăm pe bancă și să privim sau pe scaun, ci am fost chemați să lărgim împărăția lui Dumnezeu. Nu să spunem lucruri de genul care, din păcate, se aud în stânga și în dreapta, ușa raiului sau poarta raiului să se închidă după mine. Nu se va întâmpla lucrul acesta. De aceea, haideți să ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să-i ajute să-și păstreze cugetul curat. Ascultați ce spune Timotei. Timotei, capitolul 1, cu versetul 5. Ținta poruncii este dragoste care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și o credință neprefăcută. Mă rog în primul rând ca Dumnezeu să rădăcineze în ei dragostea lui Dumnezeu. O dragoste asemănătoare ca și a Tatălui, care a dat singurul său fiu, ce a avut mai scump. Pentru ca eu și dumneavoastră astăzi să avem harul și oportunitatea de a sta în casa lui Dumnezeu. Nu numai de a sta și de a privi, ci să înălțăm cereri și rugăciuni pentru cei din jurul nostru. Sunt atâți care diavolul încă i-a închis după gratile lumii acestea, în beză și în întuneric. De aceea venim în locul acesta, ca să ne rugăm pentru ei, ca Dumnezeu să-i scoată, așa cum odinioară ne-a scos pe noi, din viciile noastre, din patimile noastre, din toate lucrurile acestea, poate care unii dintre noi le-am făcut. Haideți să ne rugăm și pentru aceștia care încă în zac în beznă și în întuneric. De aceea ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu să fim lumini pe cărarea aceasta, ca cei din jurul nostru să privească și să aibă și ei oportunitatea aceasta de a fi în casa aceasta. Știți ce mai înseamnă botez? Botez mai înseamnă legământ. Aici se face un legământ cu cerul. Se face un legământ cu Fiul lui Dumnezeu care ne-a răscumpărat. Și dați-mi voie să vă spun că nu ne-a răscumpărat cu orice ce. Nu ne-a răscumpărat cu materia asta primă care este aici pe pământ. Nici cu aur, nici cu piete prețioase. Cine a spălat cu sângele său. De aceea, haide să fim recunoscători. Haide să fim plini de Duhul Sfânt. Și mă rog ca Dumnezeu să facă în dimineața aceasta lucrul acesta. Botez mai înseamnă moarte. În dimineața aceasta ne aflăm la o mormântare, dar la o mormântare care am vrea să se întâmple în fiecare zi. O mormântare care atunci când intră aici, omul vechi moare. Și al doilea lucru înseamnă înviere. Botez mai înseamnă înviere, pentru că atunci când se scufundă în apă, omul vechi moare și învie cel viu. Învie cel care nu mai are patimile care le-a avut. Fac din nou o mică paranteză. Mă uitam când au trecut conecta. Au trecut cam rapid, au ajuns în spate. Mă iertați că folosesc și sporul acesta. Știți de ce? Pentru că atunci când am intrat în apa botezului, am lăsat portofelul deoparte.
N-am intrat cu el aici. Că dacă intram cu el aici, îl scoteam și treceam mai greu lucrul acesta. Spuneam și mărturisea un frate că l-a botezat pe unul care venea din lume și tot ținea o mână sus. Și frații tot te trăgeau să-i bagi în apă și-a spus, vreau să mai las un pic afară, pentru că mai am de bătut, mai am de lovit. Mă rog pentru tinerii aceștia când vor intra în apa aceasta a botezului, să intre și cu portofelul și cu totul cu lor. Pentru că dacă va intra cu totul și urechile se vor scăda, nu mai auzi lucrurile care se bârfesc, nu mai auzi ce spune despre fapte, nu mai auzi că conducătorul nu-i bun, nu mai auzi că cântărețul nu-i bun, ci știi și auzi șopta Duhului Sfânt care te îndeamnă și mă îndeamnă să te rogi pentru el, să stai în spărtură și mă rog ca Dumnezeu să facă din ei niște lucrători, să facă niște oameni care să stea în spărtură de bisericilor. Într-o vreme ca aceasta, dacă este nevoie de ceva, este nevoie de oameni care să stea în spărtură de bisericilor, să nu intre diavolul, pentru că la diavol un pic o fisură mică are nevoie. Din păcate, în unele biserici, nu că s-a format o fisură, ci s-a dărâmat ziduri, cum odinioară Ezechiel spune cuvântul lui Dumnezeu că o adunat și-o pus la treabă pe fiecare. Am vrea ca din locul acesta, când frații, conducătorii, ne îndeamnă la lucrarea lui Dumnezeu, să venim cu o inimă curată. Amin. Spuneam în biserica noastră că nu este de ajuns să pui umărul la carul Evangheliei. Carul Evangheliei este biserica care este formată din pietre vii. Este nevoie să pui și inima, că poate pui numai umărul și doar te razem și pentru cei care trag la carul Evangheliei este încă în povară. Dar atunci când pui inima și ieri seară spunea cuvântul lui Dumnezeu că încă sunt pietre inimii împetrite, în dimineața aceasta este o cântare atât de frumoasă care spune multe inimi azi în adunare sunt ca piatra de granit de tare. Dar în dimineața aceasta, Iisus Hristos trece prin adunare și vrea să-L dărâme și să-ți bagă orice piatră și să-L lasă să curgă un terenul sfânt. Mă rog pentru ei ca și ochilor Dumnezeu să-i facă să vadă cu adevărat lucrarea lui Dumnezeu. Atunci când te-ai scăldat și ochii în apa botezului, atunci când urechile, când privirea noastră, toate sunt scăldate acolo, picioarele, nu te mai uiți la toate lucrurile acestea, n-aș vrea să le enumăr din locul acesta, pentru că dumneavoastră le știți. Azi primești și tu chemarea și botezul și iertarea Domnului. Noi primim în orice clipă duba Domnului, aripăm în gâie. Noi primim în orice clipă duba biruință Domnului.
Tu vei da de fire.
Iisus Hristos a murit pe lângă cruci, ca voi doi să fim salvați de ale noastre păcate. Este greu, dar este greu să trăiești fără Dumnezeu. Dar te rog, te uita la viața ta cea grea. Uită-te doar la Iisus, ce la cruce a fost dus, ca să moară pentru tine. Este greu, dar este greu să trăiești fără Dumnezeu. Dar te rog, te uita la viața ta ce rea. Uită-te doar la Iisus, ce la cruce El s-a dus, ca să moară pentru tine. Dar acum când tu dorești pe Iisus ca să-L primești, nu te-a dus-te să stai ca în lume să-L gândiezi, ci vivești mică iubire când Iisus să-L fii mereu doar o lumină vie. Să moară pentru tine.